Bună ziua! Auziți? Eu te aud. De la Mamaia, plajă. Ești la mare, Iuliane? Da. Sunt la mare până mâine. Mâine plecăm spre casă, spre Alba. Ne-a văzut că ai timp bun acolo, nu? Noi, e noratul, e rece. Bună dimineața sau bună ziua, stimați loc, stimate doamne, stimați reprezentanți ai statului, stimate domnule primar, nu știu dacă am luat ordinea cea mai mântirească, dar am venit la o audiere publică organizată în parteneriat cu primăria la inițiativa LADO de Consiliul Civic Local. Despre Consiliul Civic Local, doar un cuvânt, se bazează pe aproape 62 de ONG-uri care au aderat la o structură non-formală și care este o susținere a societății civile unită printr-o, să zicem, o voce mai coerentă, mai consolidată. Astăzi ne-am propus să facem o audiere publică pe o temă nevralgică, dar în același timp pe importanța momentului. Dimineață la Radio Național, domnul ministru al mediului, care a fost invitat, sigur, să vină până aici, dar pare să că în București este organizată de Ziarul Financiar, azi, mâine și poi mâine, o reuniune pe aceeași temă și cu reprezentanți importanței statului și cred că motivația pe care trebuie să o aportăm este asta, dar revin și spun dimineață, anunța la Radio București că a pregătit redeschiderea programului Casa Verde cu 2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă 100 de mii de potențial beneficiar cu o cotă de finanțare nerambursabilă de 20 de mii de lei. Din păcate, criteriile de accedere au rămas aceleași, primul venit, primul servit. Serviți vor fi cei care au rămas din precedenta, dinainte de blocaj, neserviți, dar probabil că se va consuma foarte repede acest program. Banii din acest program. Pentru a avea o coerență în toată desfășurarea noastră, Consiliul Civic a pregătit o formă de audiere publică pe care ar vrea să îi dea un pic de contur în fața dumneavoastră. Deci formatul acesta își dorește ca să fie mai bine implicați cetățenii, să îndreptăm prin vocea lor și a autorităților reglementări care sunt strâmbe, ostile, insuficiente, să beneficiem de energie mai ieftină, neimpozitate, să dobândim o atmosferă mai curată, deschizând accesul la fotovoltaice pentru toată lumea. Un studiu recent al Institutului Comisiei Europene pe această temă a scos în evidență că România și Ungaria sunt campioni la prețul kilovatului, 33 euro sau 33 de cenți, 30 este la Ungaria, 33 la noi, și 10 la Portugalia și în Finlanda, ceea ce este, într-adevăr, o discrepanță de luat în considerare.
Lucrul acesta, sigur că ne motivează să insistăm ca energia din România să aibă prețul corect și acele reacții pe care le-am văzut de la Consiliul Concurenței cu 100 de milioane de euro amest date în urmă cu nici 9 săptămâni la acei importatori profitori de a pune preț cu orice preț, ne îndeamnă să credem că acțiunea își poate găsi suportul și o bună finalitate în timpul prea lung. Chemarea la acțiune am trimis-o la toți cei care și-au dorit să facă o depoziție, un formular de înscriere și cu o opțiune de susținere verbală în limita 3-4 minute în fața Comisiei de Experți. Comisia de Experți o să o citesc mai târziu, din păcate experții nu toți sunt valizi din punct de vedere sănătate, dar cu siguranță se vor alătura pentru că toate depozițiile primite sunt în posesia dumnealor imediat ce au fost primite. Ar spune și sunt și studiate. Formularea depoziției a presupus observații la modul în care se poate sau nu ajunge astăzi la informații, la proiecte fezabile, la criterii de acces, la autorizații acolo unde este cazul, la instalări, la finanțări nerambursabile, conectarea la rețelele naționale, compensarea cantitativă ori valorică a celor care să zic, au excedente și soluții de facilitare accesului la energia verde. Am subliniat coincidența de astăzi cu casa verde fotovoltaice și cu conferința care are loc la București și cred că în context se ne scrie bine în sensul în care presiunea pe o altă abordare sau mai bună abordare vine din mai multe părți, din zona publică și din zona întreprinzătorilor. Pentru buna desfășurare, ziceam că avem câteva comisii, o comisie de organizare care o aveți aici, o comisie de experți care este lângă domnul primar, deocamdată domnul Dan Drăghiciu, mass media pe care am invitat-o și care o parte e prezentă și o parte probabil se va informa din surse publice, invitații ale instituțiilor statului și publicul interesat. Depozițiile care le-am recepționat și așa cum spuneam au ajuns la comisia de experți, am primit 60 de depoziții provenite dintr-o arie foarte largă a părților interesate. 21 dintre cei care au depus depoziție și-au dorit să facă susținere astăzi aici, o parte în persoană, altă parte pe Google și în condițiile acestea vom avea probabil și conexiuni de intrare pentru astfel de susținere. Întreaga desfășurare este transmisă și pe YouTube. Colegii informaticieni ne-au ajutat și Consiliul Civic e conectat aproape în permanență la întrunirile lui pe YouTube. Așa că veți putea și vor putea cei care găsesc astăzi să găsească informația desfășurării de aici pe un suport accesibil. Între depozanți se află și un robot umanoid. L-am consultat, e o acțiune personală, probabil că o să-i țin locul, pentru că nu știu timpul să-l invităm încă să vorbească de față. A răspuns la toate întrebările, toate răspunsurile se află gestionate. Probabil că o să dau cu titlul de exemplu, ca să nu consum foarte mult timp, mai la urmă. Ce zice GPT-ul? Și așa, ca să fac un preambul de instigarea curiozității, trebuie să l-am găsit foarte informat. Așa cum am pus-o în depoziție. Și a știut să răspunde, nu s-a încurcat deloc. Deci e un băiat deștept. Sau fetiță. Da.
Există o prezență semnificativă dintre județele Bistrița, Năsăud, Alba, Sibiu, Sălaj, Cluj, Neamț, dar și din Germania, Cehia, colegi sau cetățeni care își doresc să intervină în dezbaterea lor. Am sugerat că se vor implica cu depoziții de susținere cetățenească și consilierii locali de la comune, orașe, municipii, județe. Raționamentul este simplu, sunt reprezentanții aleși de către noi, care ar trebui să ne acorde maximă susținere. Sper să o facă pe viitor, sau cel puțin cei care vor intra în mandat anul acesta. Invitații oficiale de participare am adresat Ministrului Energiei, Ministrului Mediului, Ministrului Dezvoltării, dar și către ANRE și salutăm prezența domnului vicepreședinte aici de față și către Consiliul Concurenței. Am o confirmare, dacă a sosit cineva, mă bucur că a sosit, fiți binevenite și sper să luați act că avem preocupări în ceea ce privește sistemul energetic. Domnul vicepreședinte Mircea Maru vine de la ANR, doamna inspector, până așa, Elena Potora vine de la Consiliul Concurenței. Comisia de expert este compusă de domnul profesor Silviu Darie de la Universitatea Tehnică din Cluj, o persoană cu foarte mare vechime, mai ales pe piața de fotovoltaice din Statele Unite, are 20 de ani de experiență acolo. Din păcate nu a reușit să vină astăzi. Domnul inginer Dan Drăghiciu, care a servit la Electrica pe partea tehnică mulți ani de zile. Domnul manager energetic de localități Andrei Ceplan, care sperăm să apară, la fel și domnul manager de proiecte și montaj fotovoltaice Paul Giurgiu, care ne-a anunțat că întârzi puțin. Raportul Comisiei de Expert, așa cum va rezulta în urma cunoașterii și consultării tuturor pozițiilor exprimate de către depozanți și după întrebările care sunt liber să pună Comisia de Expert întrebări de clarificare, vor face obiectul unui raport public care sperăm undeva în limita de 10-12 martie să putem să-l aducem la cunoștința tuturor. Și pe de altă parte să-l valorificăm mai ales spre instituțiile statului, să vedem unde este cazul de legiferare la nivel de parlament sau la nivel de ministere sau la nivel de ANRE, depinde de ceea ce vor constata. Comisia de organizare este cu doamna Ana Ludușan, semnatul, Șandor Chereșpei și domnul Radu Ambeita. În numele acestei comisii, vă văd situația să vă adresez mulțumiri tuturor celor care am pus mâna și ne dorim să iasă o audiere publică reușită, cu soluții consistente. Am vrea să avem o abordare constructivă. Nu cred că este loc să ne adresăm reproșuri, ci mai degrabă să găsim soluții. Asta e formatul audierii publice. E mai mult decât o consultare publică, este o audiere organizată și structurată mult mai bine în forma aceasta. Dacă în calitate de gazdă, domnul primar dorește să ne adreseze un cuvânt, îl rog. Domnule președinte și domnule vicepreședinte ANRE, distinsă audiență, doamnelor și domnilor, voi fi foarte, foarte scurt pentru că tema de astăzi este mult prea interesantă ca să fie răpită de către intervenția primarului. Două lucruri vreau să spun. În primul rând, apreciez și felicit Consiliul Local pentru această inițiativă care arată încă o dată că la Cluj capacitatea comunității de a lucra pe diverse subiecte la nivel profesionist face diferența. Este un demers civic pe care îl salut și care arată forța și prestigiul Consiliului Civic Local de a aborda o temă de maxim interes pentru cetățean,
pentru că nu cred că este vreo familie sau un cetățen în acest oraș să nu vorbească de factura la energie sau de costurile legate de energie. Nu cred. Alte subiecte probabil că le putem oculi, dar acestea cu siguranță nu le oculim acasă, pe stradă, la servici sau în diverse activități. De aceea apreciez tema pe care ați ales-o. În al doilea rând, ca și comunitate locală pe care o reprezint, și pentru noi tranziția verde și digitală reprezintă prioritatea zero a momentului, așa cum pentru Europa, pentru lume în general, reprezintă prioritatea majoră. Partea aceasta care ține de tranziția verde nu mai este o glumă, nu mai este o poveste, nu mai este o alegere, este o necesitate. Ea se întâmplă deja sub ochii noștri. Important este cum putem, fiecare pe palierul lui de dezvoltare, nivelul național cu problemele naționale, nivelele regionale cu problemele lor, nivelul european cu problema lor și, nu în ultimul rând, nivelul planetar. Ați văzut că s-au întâlnit mai mari planetei și au decis câteva lucruri, nu neapărat cu viteza la care le-am fi așteptat, dar măcar într-o direcție corectă, ca să mai facem viața să suportăm de pe Pământ, măcar 1000 de ani, cum a zis Steve Hawkins, că o 1000 de ani mai putem avea șanse pe Pământ dacă facem ceea ce trebuie. Acum, noi revenind la nivelul acesta local, eu aici am șansă de a avea mai mulți colegi care vor avea posibilitatea să intervine, să salut prezența domnului director Miron de la Regia de Termofitare, cu care lucrăm în parteneriat pe toate proiectele acestea vezi pe care le implicăm în oraș. Și despre ceea ce am adoptat în Consiliul Local, ce urmează să adoptăm, luni mai avem un proiect pentru parc fotovoltaic cel mai mare pe care îl propunem să-l construim în oraș. Am luat decizia, de exemplu, sistemul de termofitare de a pune prioritatea verde ca prioritate fundamentală a evoluției orașului și sunt, cred că, prima municipalitate din România care a luat o decizie fermă în Consiliul Local, astfel încât noile blocuri de locuințe care se construiesc cu mai mult de 6 apartamente să fie conectate automat la un sistem centralizat sau să aibă cel puțin o centrală de bloc și nu de apartament individual. Adică să facem trecerea încet, dar simplu spre acest sistem verde, spre aceste sisteme mult mai eficiente. Nu e ușor să ținem o asemenea decizie, dar am luat-o și o promovăm în Consiliul Local. De asemenea, toate clădirile publice pe care le avem, școli, creșe, grădinițe, clădiri, sunt supuse într-o formă sau alta amplasării de panouri fotovoltaice și generare de energie. În ultimul rând, parcul fotovoltaic pe care l-am deschis deja în Lom, primul parc de cercetare, inovare, producție din România, mai mic, dar oricum ca un trend care arată direcția spre care mergem, punem noi că sunt pașii pe care avem. Avem o ultimă provocare pe care o lansăm. Cum putem face ca blocurile de locuit să fie dotate cu panouri fotovoltaice, iar energia să fie transformată în sistem, să devină prosumatori și să poată fi beneficiari cei care locuiesc la bloc. E o problemă nerezolvată încă de tehnicieni care ne spun că nu se poate. Nu se poate prelua energia solară pe care o produc panourile solare amplasate de blocuri să fie introdusă într-un sistem de prosumator. Deocamdată sunt doar entități separate, o vinzi după care de acolo de contezi eventual căldura pe care tu o plătești separat. Dacă ar putea fi integrat acest sistem, repet, ar fi un mare avantaj pentru cetățeni și mult mai convingător ca el să poată să decide să-și amplaseze inclusiv la nivel de bloc, de bloc panou fotovoltaice. Închei încă o dată mulțumind domnului vicepreședinte pentru prezența la Cluj și întregii reprezentanți autorităților statului, domnului președinte pentru invitație și evident voi fi extrem de atent la concluziile dumneavoastră. Ca de obicei, în toate domeniile, nu suntem de acord în unele domenii, dar asta este farmecul unei societăți democratice, faptul că din idei diferite ies până la urmă cele mai bune lucruri din comunitate. Din aceea, asta e de fapt forța comunității clujene, capacitatea noastră de a fi împreună, indiferent de diferiți cât suntem. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim. O să vă lăsăm posibilitatea invitațiilor la urmă, dacă aveți întrebări, observații, puncte de vedere. Cred că e mai bine așa după ce auzit pe toată lumea care are de prezentat. Domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor, țin să spun câteva cuvinte înainte ca să formăm o bază de discuții. Știm cu toții că trecem și am trecut printr-o criză energetică extrem de mare. Guvernul României a luat o măsură de compensare care se apropie. În 2025, în martie, va fi întreruptă această compensare. Autoritatea își face mari griji împreună cu Ministerul Energiei. Încercăm să găsim soluții pentru că nu se va putea face o rupere bruscă
și o trecere bruscă fără un sistem de a putea verifica piața. Nu vă spun că astăzi autoritatea care are obligația de a analiza tot ce dau furnizorii pe piață a dat peste 4 miliarde de euro în compensări. Deci până la această dată. Ne facem griji cum vom face această trecere, pentru că începând de la producător, distribuitor, furnizor, trading, toți sunt în piață și toți trebuie să respecte reguli. Dacă astăzi vorbim de prosumatori și numai în 2023 au fost peste 110.000 de prosumatori, trebuie să ne gândim dacă lipsa investițiilor din sistemele de distribuție va face față acești prosumatori să poată să funcționeze așa cum ne dorim. Sigur că ne punem întrebarea ce înseamnă prosumator. Pentru că e autoconsum. Și dacă mergem până la 400 de kW, dacă ne facem o casă în mijlocul câmpului și încercăm să fie, atunci trebuie să-l definim producător. Pentru că prosumatorul, în percepția noastră, este acel care își rezolvă autoconsumul. Nu vom rezolva aceste situații fără investiții și nu vom rezolva aceste situații fără stocare. Ne-am gândit că tot ce înseamnă fonduri europene sau fonduri guvernamentale să fie 1% care trebuie stabilit de specialiști, 1% care să fie investit în stocare. Este soluția care ne ajută să mergem mai departe. Ceea ce se întâmplă în România, se întâmplă în toate țările din Europa și nu numai din Estul Europei. Și Franța și Germania se confruntă cu aceste probleme. Și aș mai spune încă un lucru important. Comisia Europeană a venit cu o directivă legată de hidrogen. Nici noi nu stăm cu mâinile la spate. Foarte mulți distribuitori din România, și numesc aici Delgaz, Distrigaz, operatorul de transport, au proiecte pilot. Am fost personal în Germania, la Mainz, și o localitate cu 200.000 de locuitori funcționează cu 20% în compoziție cu hidrogen. Și vestea bună că toate aparatele de uz casnic din România au fost verificate în Germania. Tot ce înseamnă aragaz, tot ce înseamnă centrală, tot ce înseamnă convector, până la o compoziție de 20%, nu suportă nicio modificare. Deci, am spus câteva elemente pentru că, da, România are niște obligații de a aduce energie verde. Suntem pe un drum bun, încurajăm, autoritatea încearcă să modifice legislația astfel încât dacă ai depășită producția proprie, să poți să plătești și în alt loc de consum, sau să dar la același furnizor. Dar pe parcurs o să intrăm în detalii. Mulțumim! Aș vrea să vă spun că cei care au depoziții și s-au înscris la cuvânt astăzi, n-am cerut niciun fel de date personale suplimentare, așa că o să-i rog, în măsura în care doresc, să se prezinte. Cu ceea ce doresc să spună despre dânsii, la modul foarte scurt, și 3 minute e timpul alocat pentru o scurtă sinteză și care apoi să vină în completarea depoziției sau în argumentarea depoziției. O să începem cu domnul Răzvan Radu și urmează doamna Ana Ludușan. Bună ziua, mă numesc Răzvan Radu. Am petrecut la rândul meu prima parte a carierei în rețelele tipice de distribuție, zâmbește domnul Părcaș, știi. Sunt inginer electrotehnist și am avut
tangență cu partea de Trump, mai ales. Deci am văzut foarte multe fenomene tranzitorii în rețelele de distribuție medie și joasă tensiune. Din considerente și de timp și de importanța discuției, mă opresc asupra două întrebări din întreg setul, ca fiind foarte importante. La întrebarea numărul 5, privind rolul administrațiilor locale, dacă pot fi un suport real pentru cetățeanul dispus să investească în energia solară. Da, un mare da indiscutabil, prin informații clare și detaliate despre proceduri, eliberând mai prompt documentele și avizele necesare pentru cetățenii interesați și corolar, și cu soluții standard pentru montarea acestor panouri pe blocuri, clădiri, balcoane și curți, pentru că vorbim de un mediu urban. Și ceva care a fost deja început, cel puțin de primăria Cluj-Napoca, montarea acestor panouri pe clădirile administrative, școli, grădinițe și centrale termice. Dar că trebuie continuat și extins. Și punctul care e de departe cel mai greu, la întrebarea numărul 6, acolo avem dacă sistemul energetic național este pregătit să reglementeze producția ieftină de energie electrică și să preia spre redistribuire surplusul generat de energia verde și să mențină un nivel ieftin al kilowattului oră. Este pregătit doar parțial. Pentru că, în primul rând, energia solară și eoliană sunt intermitente și depind foarte mult de condițiile meteo. Nu este o sursă controlabilă din buton, niciuna din ele. Și în lipsa acestor condiții de funcționare, la nivelul sistemului energetic, avem nevoie de bandă. Avem nevoie și de surse stabile, care pot să mențină un nivel, mai pe înțelesul tuturor, acel consum minim, care este tot timpul consumat. Să nu importăm energie, să-l acoperim măcar pe acela controlat. Și avem nevoie, poate mai repede decât mai târziu, și de soluții de stocare. Totodată, trebuie să separăm din start în două problematici distincte. Aportul surselor eoliene și fotovoltaice la nivelul sistemului energetic național este o chestiune, pentru că vorbim de o rețea în buclă, iar cum se comportă ceea ce dorim să țintim astăzi, prosumatorii cu puteri mici sau medii până în cei 400 de kW instalați, reglementați, reprezintă o cu tot altă chestiune, pentru că ei sunt de obicei acordați în rețele de joasă tensiune radială. Ce se întâmplă cu totul altceva. Astfel, eu cel puțin văd două, trei principii care trebuie să stea la bază definirii sistemului energetic național. Primul, și mai ales că avem o conflagrație la graniță, să fie considerat o chestiune de securitate națională de către toți actorii, eventual adus în CSAT. Al doilea, stabilitatea sistemului energetic național și a parametrilor primari, precum și continuitatea în alimentare cu energie electrică a consumatorilor prioritari, de exemplu, spital, pompieri, centre militare și SMURD, trebuie să fie asigurată mai presus decât orice. De aici rezultă ca soluție, și subliniez, doar temporară și pe termen scurt, posibilitatea deconectării și reconectării de a distanță a surselor intermitente, inclusiv pe rețeaua de joasă tensiune. Dar pe termen scurt, asta este o soluție că nu putem face mai mult de moment. Ca soluție durabilă, văd tot mai mult necesitatea unei implicări și proactive și la cererea tuturor actorilor a mediului universitar pentru a extinde studii asupra situațiilor deja existente și a transforma intermitența și dezechilibrele într-o reducere a sarcinii pe rețele. Știu că este posibil, pentru că în ultimii 4-5 ani au început să apară articole în acest sens, dar necesită studii, investiții și foarte multă răbdare. Mulțumim frumos, doamna Lugușan. Urmează domnul Radu Naghiu.
Bună ziua! Pentru slide-ul. Sunt Ana Lădușan, președinta Ligii Apărării Drepturilor Omului. Noi am provocat, organizația noastră am provocat această dezbatere publică. Discutăm despre treaba asta din august 2023. S-a preluat în Consiliu Civic și lună de lună am avut dezbatere pe această temă și domnul Popa a implicat cât de mulți profesioniști a putut și a putut foarte mult. Îl felicit pe Radu Răzvan pentru intervenție. Cred că ceea ce a spus, atât de scurt, dar atât de important, poate fi înglobat în strategia națională pentru implementarea fotovoltaicelor cu acces pentru toată populația pe care noi o dorim și cred că am noi, LADO și Consiliul Civic, am pus-o pe primul loc. Deci accesul populației la soare, la energia de la soare, însă să se facă profesional, să avem o legislație să avem o legislație cu criterii foarte precise pentru atât pentru cei care consumă și cei care produc de la un capăt la altul pe acest sistem. Noi am zis că soarele nu discriminează când strălucește asupra oamenilor, așa ar trebui să fie și legislația și politicile publice. Am pornit de la acest deziderat, de la întrebările care au venit spre organizație, care spuneau de ce numai cei cu bani pot să-și pună fotovoltaice, de ce doar oamenii din localități izolate unde nu ajung rețelele electrice nu pot să-și pună fotovoltaice pentru că sunt săraci și vai de capul lor, de ce nu avem acces la Casa Verde, pentru că la Casa Verde au acces cei care își pot cumpăra un IT-ist. Vedem cele 6 secunde, 6 minute de acces în Casa Verde în 2023. Deci aici trebuie să lucreze și legislația și politicile publice. Noi o să încercăm să dăm un document cu ajutorul pozițiilor dumneavoastră ca să se întâmple acest lucru, cum a spus domnul Pop, cât mai repede, pentru un consum ieftin pentru consumatorul. Consumatorul cu, aceasta este poziția Ligii Apărării Drepturilor Omului, un kilowatt suportabil pentru cei cu venituri foarte mici și mijlocii. Pentru că acolo e problema noastră a organizației. Cei care suferă sunt cei care au banii numărați la 2000 de lei pe lună cu familii mari și care unii nu au nici măcar acces la energia electrică. Pune accent foarte mare pe administrațiile locale, pe primării, care ar avea un rol definitoriu pentru identificarea nevoii la nivel local a nevoii de fotovoltaice și a unei construcții la nivel local, cum să se întâmple, așa cum a spus domnul primar. Și atunci facem o problemă foarte legată și acestea, deci strategiile locale la nivel local ar putea să facă să elaboreze strategiile regionale și naționale. Deci aici trebuie un efort comun, dar piesele principale ar fi Ministerul Energiei cu toate rețelele din domeniu, toți specialiștii din domeniu și primăriile care ar da informația de la firul ieftin. Vă mulțumesc pentru participare și pentru toate pozițiile profesioniste care o să îmbogățească documentul
audierii publice. Mulțumim, doamna Meliu Dușan, domnul Radu Laghiu și urmează de la Sibiu, dar aici, domnul Gheorghe Casangiu. Bună ziua, Radu Laghiu mă numesc, de formate sunt inginer, eu vedem mediul privat, administrez o firmă care se ocupă și cu instalare de sisteme fotovoltaice. Relativ la întrebările din depoziție, o să abordez câteva subiecte de aici. Întrebarea care spunea, era interogația dacă Cetățeanul Clujean are o legislație clară și coerentă. Aici consider că orice, cu toții suntem consumatori în primul rând, și orice cetățean ar trebui să aibă o corectă informare în sensul că ar putea fi conștientizat că cel mai ieftin kilowatt este cel pe care îl produce și îl și consumă în același loc. Problema cu prosumatorul este foarte bună, poate duce la o eficientizare atât a costului pentru om, cât și a utilizării rețelei într-un mod conștient, dar omul trebuie conștientizat că ar putea derula niște acțiuni casnice care se desfășoare în măsura în care îi permite timpul, în timpul în care avem insolație. Este soare, o să spăl o mașină de rufe cel mai ieftin, pentru că atunci dezvolt curentul, îl consum, nu afectez nici rețeaua, ceea ce este foarte bine. Până la urmă, problema cu rețelele, încărcarea lor, ne duce pe noi în situații limită în care, acum vorbesc din experiența mea privată, în care oamenii sună, dom'le, invertorul meu nu mai reușește să producă, deși avem soare pe cer. Ce se întâmplă? Intră în limitări de natură fizică, noi urcăm în tensiune la niște praguri, la niște valori de peste 250 de volți, să putem afecta foarte tare orice fel de scule electrocasnice, și atunci inverterele sunt setate normal să nu injecteze. Ele nu mai produc niciun kilowatt. Deci ne dăm într-un fel, ne contrazicem singur. Deci oamenii ar trebui înștiințați, conștientizați pe tema asta, la întrebarea numărul 1, despre un alt mod de comportament. Da? Aș mai vrea să ating despre pot administrațiile locale să oferă un suport al cetățeanului dispus să investească prin folosirea unor criterii, cum ar putea, prin folosirea unor criterii foarte clare, să nu lase loc de interpretare, prin înființarea eventuală a unui ghișeu unic. Nu multă structură de personal, poate fi inclusiv virtual, care se ocupe de aceste aspecte, care să fie extraordinar de bine lămurite. În așa fel încât, nu vă spun că aici vreau să fac paranteza, vor apărea soluții, așa cum menționa domnul primar Emil Boc, despre, la ora asta nu există soluții pentru cei care locuiesc la blocuri. Nu putem să administrăm și deocamdată este o utopie să ne gândim că vom produce cu toții și vom face măsurare și cuantificare cum să împărțim atât costul cât și producția, valorificarea producției de energie electrică la o scară de bloc. Asta este extrem de dificil, ar trebui două rețele fizic existente, una în care să avem un contor de consum, una în care să avem un contor, altfel nu s-ar putea face, nu se poate face fizic. Și atunci, soluția pe viitor, din punct de vedere că cine pune umărul, sincer, sunt micile firme care implementăm sisteme. Sunt soluții deja pe balcoane, pe terase, vor veni, se pot instala în loc de sticlele normale, sticle care au cele fotovoltaice pe dos, tot oferă transparență. Sunt niște microinvertere, soluții tehnice, care asigură consumul și le acoperă consumul gospodăriei și o mică înmagazinare. Această soluție vine la pachet deja. Deci, mână curentă la balcon, sticlă, microinvertă, o stocare mică de 1, 2, 3 kWh de energie. Acum, da, acum s-au dezvoltat, tehnologia vine foarte bine din urmă, s-au găsit deja în țările din vestul Europei, sunt un pic înaintea noastră de conducem toată tehnologia și noi, și există deja, și noi lucrăm acum la elaborarea unei rețete clare, care să poată să fie aplicate tuturor consumatorilor. Că cei de la blocuri nu au. Deocamdată, producătorii de energie electrică, prosumatori, sunt cei de la case. Cei de la blocuri nu au. Avem discuții cu dezvoltatori imobiliari care ne-au solicitat asemenea soluții, inclusiv pentru
acoperirea, de exemplu, a unei părți comune cu o casă a scării care are un perete luminator, în loc de sticlă normală, unde ai expunere sudică, să putem instala aceste soluții. Sigur, putem vorbi mult, dar pe scurt există, au apărut soluții în care vom putea face mai puțin partea cu împărțirea producției, a valorificării producției. Aia nu se va putea face. Fiecare va rămâne mic consumator, producător și consumator de energie. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Dacă sunt întrebări din partea Comisiei de Experți, acum le puteți adresa. Sau dacă doriți la urmă, numai că cei care au susținut, poate cel mai bine puteți întrebarea acum. Oricum, depoziția noastră completă o avem. Și mulțumesc! Domnul Gheorghe Casangiu din Sibiu, îl invit la cuvânt, urmează doamna Mihaela Coroiu. Bună ziua, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Mă numesc Gheorghe Casangiu, de profesie economist. De vreo 10 ani sunt un promotor și un activist al energiei verzi, să zic așa, și prin prisma joburilor pe care le-am avut anterior, dar și de câțiva ani de când administrez o afacere în domeniul, ca și antevorbitorul meu, în domeniul montării. Deci reprezint zona montatorilor sistemelor fotovoltaice. Toată lumea vrea să profite de soare în zilele noastre și foarte bine o face, pentru că este o energie inepuizabilă, ieftină, chiar gratuită, spun unii. Accesul facil la echipamente, la panouri, la instalațiile fotovoltaice era la un moment dat în întrebările din depoziție. Și ce fac instituțiile pentru a avea orice cetățean un acces cât mai facil la finanțare, la instalarea sistemului fotovoltaic. Nu mai număr instituțiile statului, începând cu ANRE, Fondul de Mediu, Administrația Fondului de Eficiență Energetică și terminând cu primăriile locale. Cred că ar trebui o extindere a programelor de finanțare existente pentru a acoperi o gamă mai largă de beneficiari. Cum spunea și doamna, sunt zone în care nu au acces facil la internet, anumiți cetățeni nu au acces la o digitalizare, la un calculator, la un internet pentru a beneficia și ei în mod egal cu cei care depun în zona asta online primul sosit, primul servit. În al doilea rând, oferirea de stimulente fiscale prin reducerea costurilor pentru cei care instalează panouri fotovoltaice ar fi un punct. Organizarea de cât mai multe campanii de informare prin creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor pe care o aduce energia verde în zona noastră și simplificarea procedurii de autorizare, reducerea birocrației și a timpului necesar pentru a obține o autorizație. Ca și primul vorbitor, mă legasem un pic de sistemul energetic național, dacă este pregătit la ora actuală să ducă energia care se injectează în rețea și, practic, chiar dacă se află în curs de dezvoltare, de adaptare la creșterea energie verzi care este injectată, cred că la ora actuală mai sunt multe de făcut pentru a facilita integrarea eficientă a energiei injectată în rețea. Și provocările sunt mari. Capacitatea de transport este limitată la noi în țară și infrastructura de transport a energiei nu este suficient dezvoltată pentru a face față acestei creșteri. Intermitenta surselor regenerabile. Într-adevăr, cum spuneai și tu, zona asta de energie solară, eoliană, depinde foarte mult de condițiile meteo, ceea ce poate crea un dezechilibru în zona de rețele. Dar nu știu dacă ai adus aminte, aș aduce aminte, în ultimul rând, costurile de reglare, adaptarea sistemului la producția intermitentă a energiei, care implică costuri suplimentare în reglarea rețelei. Ce soluție aș vedea eu? Investiții în infrastructură, ceea ce deja știu că se întâmplă, dar nu știu cât e de alert ritmul, dezvoltarea rețelelor inteligente de stocare a energiei și interconexiunile transfrontaliere, o flexibilitate a consumului, implementarea de
programe de răspuns la cerere care se prezinte consumatorii să-și adapteze consumul punctele de producție de energie verde. Și trebuie oarecum, mă consider unul din pionierii acestui aspect, la fiecare cetățean ne-am reușit să montăm sau o fost persoană fizică sau persoană juridică, am venit un pic un sfat cu o consultanță în zona de a indica să-și îndrume consumatorii casnici și nu numai spre o zonă de zi, adică programarea mașinii de spălat pe timp de zi, gătitul pe timp de zi, iarna să-și pornească pompele de căldură sau vara aer condiționate pe timp de zi, astfel încât să profite de energia produsă în momentul respectiv, nu de a o injecta în rețea și a veni seara și a absorbe atunci când nu este soarele ce este în rețea. Promovarea prosumatorilor este iar facilitația injectării energiei produse de energia fotovoltaică în rețea. Dar nu în ultimul rând, dezvoltarea de piețe de energie verde, crearea unui cadru favorabil pentru comercializarea energiei verzi și după caza certificatelor de azi. Cam atât am ales din și am considerat că sunt mai importante dintre întrebările care erau în depoziție, restul le-am prezentat. Mulțumim mult! E ciudat totuși că România producea în urmă cu ceva zeci de ani 8,6 gigawatts. Astăzi produce 4,6 gigawatts. Rețelele de transport sunt aceleași, doar că nu știu dacă le-au și întreținut, dacă le-au și creat aceeași fiabilitate în timp. Dar e ciudat să spunem că nu avem capacitatea de a transporta 4,6 gigawatts. Mie mi se pare mai degrabă o responsabilitate practică neexercitată. Da, comentariul l-am făcut doar pentru a releva comisiei de experți că sunt și soluții. Doamna Mihaela Coroiu și se pregătește domnul Grosu Cristian. Dacă nu avem pe doamna Coroiu, atunci domnul Grosu Cristian. Bună ziua, mă numesc Grosu Cristian, inginer electroenergetic în cadrul termoficare în Apoca S.A. Legat de această depoziție, aș dori să ating, cred că și colegii mei care au cuvântat înainte, câteva puncte foarte importante. Sunt de acord cu cele spuse dinainte, cum că trebuie făcută o dispecializare eficientă pentru a reglementa această problemă pe care o au rețelele sistemice, atât de joase, de medie, de înaltă tensiune. Și cred că trebuie promovate și la nivel legislativ cât mai mult partea de eficiență energetică prin adopția tehnologiilor noi, și anume case pasive în ZEB, prin folosirea unor tehnologii care să aducă această eficiență pe care o dorim cu toții. Aici mă refer mai mult la pompe de căldură pe partea termică. Aici ar fi oportun adopția acestor tehnologii, atât în sistemul de termoficare, cât și la nivelul blocurilor, a caselor, a comunității în general. Colegii de dinainte ziceau de partea de hidrogen. Da, este un demers foarte important la nivel european, dar stimularea trebuie să vină tot din partea statului. Deci, dau un exemplu, industria auto. Deocamdată noi nu avem mașini pe hidrogen, dar în țările, să zicem, mai dezvoltate decât noi, țările vestul europene, se găsește această tehnologie și se poate recurge la ea. Noile aceste tehnologii trebuie să fie atât pe partea de energie electrică, dar și pe partea de energie termică. Și noi dezvoltăm prin programe de cercetare împreună cu partenerii noștri de la UTCN unele proiecte care
sunt proiecte pilot pentru ajungerea la, sau mă rog, dezvoltarea caselor pasive cu tehnologie NZ. Pe nivel termic deocamdată și, și pe partea de, de energie electrică. La fel cu acele panouri fotovoltaice care se pot pune pe, pe, la nivelul blocurilor, pe fațade, din recuperarea de celule din panouri viciate. De exemplu, panouri stricate de grindină care, de la care se pot recupera anumite celule. Cât despre criteriile de eligibilitate pentru, pentru cetățeni, dacă sunt suficient de complet și de clar, sunt suficient de clare ghidurile acestea pe care le avem noi în, în legislație, eu cred că pot fi îmbunătățite. Cred că complexitatea lor este mai mare de natură, de natură tehnică. Printr-o consultanță pot fi depășite aceste criterii și persoana de rând poate recurge la înțelegerea demersului, care este unul, este unul destul de tumultos. Durează foarte mult timp, de exemplu, prin programul FMS, să ajungi să devii prosumator. Dar acolo se poate ajunge printr-o rezolvare a legislației și prin un clip bun, ca omul de rând să ajungă să fie prosumator. Cam atât. Dacă sunt întrebări, nu sunt, mergem mai departe doamna Corina Dănilă și se pregătește domnul Augustin Dănilă. Bună ziua, mă numesc Corina Dănilă și am implementat proiectul Electric Up în anul trecut. Din experiența pe care am avut-o în derularea proiectului, vreau să vă aduc în atenție faptul că relația cu Electrica Cluj a decurs destul de greu în ceea ce privește obținerea ATR-urilor. Iar pe viitor, cred că ar fi potrivit să se acorde capital de lucru pentru IMM-uri, maxim 22-44 de kW, pentru stații de încărcare mașini electrice și aceasta se facă cu o anumită cofinanțare din partea firmelor. Programul poate să fie ca și la Casa Verde, primul venit, primul servit și poate fi ușor de pus în aplicare. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt autorul inițiativei civice europene fotovoltaice pe fiecare casă europeană, președinte clasică Taxi Cluj. Împreună cu 14 cetățeni clujeni, stabiliți în străinătate, am pornit un demers la Uniunea Europeană pentru a le arăta cât de ieftină poate fi energia. 197 de milioane de case, pe care Uniunea Europeană, în locuințe, 97 de milioane de case plus duplexuri, 1 kW pe fiecare casă ar rezolva decarbonarea în mod accelerat. Esența să produci un deconsum instantaneu, gratuit, pe bani europeni. Prelungirea duratei de viață a planetei este o datorie a fiecărui om astăzi. Datoria unei tranziții inteligente, în loc de una haotică sau să nu facem nimic, este a fiecăruia. Să eliminăm miturile despre energie, să nu vorbim mult și să facem puțin. Energia să fie accesibilă, sigură și securitară în marile aglomerații urbane, să potolim schimbările climatice. De ce soarele? Soarele sau atomul nuclear? De ce întâi soarele și apoi atomul? Prețul la fotovoltaice și bateriile de acumulare sunt în scădere rapidă. Tranziția inteligentă ne obligă să gândim fotovoltaicul dublat de baterii, plus belșugul României în hidro, 7.000 de megawatt instalați. Mai adăugăm aici motoarele termice pe gaz, care produc în primar 3-5 MW energie electrică, pe secundară energie termică, cu care se încălzesc cartiere întregi, plus apa caldă în mari acumulatori, bafere, cu o producție sigură în bandă. Cum facem?
fotovoltaicele pe fiecare contor, locuință, limitat strict la actual de branșamente și doar pe luciu de apă la hidrocentrale, fără terenuri agricole. Finanțarea bateriilor și a sistemelor de acumulare pompaj de puteri mici cu irigații prin cădere, pe modelul consacrat de finanțare și testat prima casă. Dobândă zero suportată de UE, finanțarea din banii obținuți pe următorii 10 ani din vânzarea de energie curată, să fie alocat părții de baterii, cofinanțare maxim 56% bani cu UE, pot veni bani din certificatele de CO2, bani de la mediu, de la AFM, dar numai litere mari, acolo, la cei care sunt conectați pe oră cu prețul de la 8.com, pentru a aplatisa orele de vârf și a face din fotovoltaice o producție de bandă. Să aibă minim pe săptămână 10 cicluri de încărcare, adică în fiecare seară și dimineața zilei de lucru, sistemele de acumulare să fie activate. Banii pot veni și de la guvernele locale și regionale, fără bani guvernamentali, pentru a stabili o competiție reală între regiunile Uniunii Europene. Mă opun să finanțăm bateriile dacă le punem lângă murături. Asta e viziunea noastră. Pentru că ele nu au efect, puse în cantități mici, aduc riscuri la o casă și atunci e bine să le evităm. Trebuie obligatorii amplasate la cei care știu prețurile ceas de ceas și pot ablatiza orele de vârf. Un alt element important în ablatizarea orelor de vârf și reducerea de preț sunt interconectorii cu Uniunea Europeană, Bulgaria, Grecia, să avem minim 3.000 de megawatts, la fel și Ungaria, pe aceeași putere. Dar să nu uităm că și Serbia și Ucraina intră în acest coș de prețuri mici stabilite pe termen lung. Cel mai mare stabilizator de prețuri pe termen lung și a competitivității echivalente cu China o obținem pe întreg teritoriul Uniunii Europene dacă energia verde se tranzacționează numai cu livrare. Astăzi, din 100 de kW, doar 10 se vând, restul se plimbă de la mine roată și ajung tot la mine. Vrem nuclearul în bandă sau doar vorbim mult și facem puțin, în afară de fezabilități bune? Peste tot în lume, nuclearele se fac greu, la noi și mai greu. Avem salarii mari în nuclear, în timp ce acoperișul unei case nu cere nimic dacă se încarcă cu 6 panouri fotovoltaice 30 de ani. SMR-urile sunt o idee frumoasă, o poveste, un transfer de la militar la civil. Sper să se transforme într-o realitate, să nu fie o amăgire. Eu cred în ele. O altă sursă verde de producție aproape în bandă este eolianul marin în larg, unde trebuie să ne gândim repede la evacuarea de la Constanța la München prin superconductor de grafen pe traseul Brua, minim 9.000 de megawatts, pe modelul din China Jinping, orașul Shanghai alimentat cu 9.600 de megawatts de la 3 hidrocentrale din Himalaya, pe o distanță echivalentă Constanța-Copenhaga. Schimbare, da, e important să avem o viziune pe 2 ani de zile scurtă, fotovoltaice pe fiecare casă, capital de lucru și vouchere. Schimbarea de viziune la hidroelectrica de la un trecut glorios, cu active amortizate și dividende grase în fiecare buzunar, cu toată lumea mulțumită, tihnită, dar puturoasă, la o echipă de 200 de specialiști să se înhame la ceea ce am spus mai sus, folosind măcar jumătate din cele 15 miliarde de euro puse la dispoziție de Uniunea Europeană pentru a avea un prezent decent, un viitor competitiv ca țară și ca Uniune Europeană. Puteți să treceți la un singur punct? Da. Tranziția cu un singur pas aduce resurse duble imediate pentru investiții, eliminând pe fiecare casă cărbunele, lemnele, cocenii, adică să nu mai mergem prin rețelele de gaz, am sărit un pic, și atunci cu bani puțini putem să multiplicăm și să aducem urgent
în loc de cele care le-am spus, aer condiționat, pompe de căldură care au factor de multiplicare de 3 ori. Variez pe inteligența românilor, pe spiritul antreprenorial, dacă facem cea mai bună reglementare, dereglementare, simplificăm. Tranziția nu poate fi impusă, ea trebuie adusă prin seducție. Dacă spui la mijloc de săptămână că vrei să fii becul în tot orașul, atragi o atitudine ostilă, antiguvernamentală, radicală și ridici la fileu mingile extremiștilor, suveraniștilor, periculoși și puțin educați. Dacă anunțăm în marile orașe că la mijloc de săptămână vrem să vedem toți stelele de pe cer, să socializăm pe balcoane, să medităm zen, să ne rugăm în tihnă, stingând toate lumile din oraș, reușita va fi digerabilă, acceptată și planeta va fi mai verde, cu o garanție mai lungă. Mulțumesc tuturor pentru interesul din sală acordat. Transmitem mulțumiri domnului Barna de la München, care a fost secundă de secundă alături de noi, pentru că să știți că în acest an am trecut printr-un calvar. Mulțumim frumos! Ați uzat și de timpul soției, așa că la familie s-au alocat minutele necesare. Domnul Mircea Barna, vă rog, pe online, vorbește din Germania. Bună ziua! Sunt Mircea Barna, sunt membru al Consiliului Civil Local de la înființarea lui de către domnul Iosif Pop și sunt preocupat într-adevăr de energia verde, cât am, fără să fiu specialist. Chiar în depoziție eu am scris că părerea mea că sistemul energetic românesc poate transporta această energie a prosumatorilor sau asta verde. Domnul Pop a dat acum și niște date reale, de la 8,6 gigawatts la 4,6. Asta ar fi, deci, mă rog, domnul Drăghiciu zicea că nu ar fi chiar așa, deci ar fi nevoie de consolidare. Dar mi-e greu să cred că jumătate din rețelele care au fost în timpul lui Ceaușescu au fost desfințate sau neglijate. La punctul 2, aș vrea ce zicea domnul vicepreședinte de la ANR. Unde produci, acolo să consumi. Chiar dacă nu ajung prosumatori, ar fi o șansă extremă, mai ales în mediul rural. Sunt atâtea microferme agricole, zootehnice, de prelucrare a lemnului, de olărit. Ar veni din nou foarte multe firme, s-ar înființa sau ar contribui la buget. Fiind aici în Germania de vreo 2-3 săptămâni, observ ce problemă mare au și ei. Cum zicea domnul primar, problema este europeană, nu este numai românească. Firme, am văzut o brutărie de la 100.000 de euro, li s-a mărit consumul de curent la 1.000.000 de euro. Bineînțeles că o închis-o. Și asta o putem face, dacă o rezolvăm în România, eu zic că mediul rural s-ar reîmprospăta și s-ar antreprenoria mult, mult, mult mai mult. Iar în ceea ce privește ajutorul statului, aici cred eu că ar putea statul să intervină. Autorizațiile, avizele, mult mai repede acordate. Unul care are o fermă de, știu eu, animale, mi-e greu să cred că el are timp să completeze și atunci să-l ajute primăriile locale. De bine, de rău, la Cluj, sunt multe, multe unități care deja au chestii, la grădinițe, creșe, dar în orașele mici și în comune sunt foarte puține. Nu cunosc eu acum în amănunt, dar bănuiesc că sunt puține care pot să aibă energia asta accesibilă. Și atunci, aici ar fi un foarte mare ajutor, probabil că și statul ar putea, pe lângă cofinanțarea aia, să susțină chiar și financiar aceste comune. Cum ar putea să susține pe lângă financiar și cu... Acum iar au apărut 2 miliarde pentru Casa Verde. Un lucru extraordinar. 2 miliarde vor intra, indiferent că acum ajung la ei ăia care s-au înscris mai repede, dar sunt încă 2 miliarde. Și atunci dacă vecinii văd că vecinul lui consumă foarte puțin curent, eu zic că facem un foarte mare pas înainte în înființarea de firme noi, repet, în mediul rural și în mediul orașelor mici.
Cam atâta. Eu am aici toate întrebările, în rest sunt exact ce spuneau, ce spuneau și antevorbitorii mei. Ar trebui mai multe campanii de educație a acestor oameni ca să poată să beneficieze de avantajul energiei verzi. Mulțumim, domnul Barna. Îl ascultă pe domnul Tiberiu Rusu și dacă este pregătită din Praga, doamna Diana Tănasă o vom asculta după. Bună ziua! Mă numesc Rusu Tiberiu, sunt un profesor în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, profesor consultant fiindcă sunt pensionat, dar am vrut să particip pentru că sunt locuitor al Clujului din 1951, cred că sunt cel mai vechi din sală și fac o glumă, dar nu se supără domnul primar, am plătit 50 de ani impozite și taxe la primărie și sper și în continuare să mai pot plăti mulți ani. Sigur că am luat cuvântul pentru că am înființat eu secția, specialitatea Îngerea și Protecția Mediului și din 1996 până la pensionare am predat disciplina Surse Alternative de Energie, în care un capitol important sunt celulele fotovoltaice, alături de pompe de căldură, eoliane, microhidrocentrale. Sigur că am ascultat vorbitor și sunt mari probleme, într-adevăr, dar care se pot rezolva. În final, aș vrea să fac o invitație pentru toată lumea de aici. Noi, la facultate, în ziua de 5 martie, deci marța viitoare, organizăm o conferință simpozion care se numește Sisteme eficiente de producere a energiei electrice cu ajutorul celulor fotovoltaice. S-au înscris din țară foarte mulți, participă studenți, cadre didactice și dacă puteți veni, este vorba în 5 martie la ora 9 pe Bulevardul Mulcii, unde e Facultatea de Inginerie a Materialelor și a Mediului. Eu cu mare plăcere vă pot ajuta, am cursul în format electronic, dacă cuiva trebuie cursul, cu mare plăcere îl transmit. Este un curs general, nu am anunțit în condiții. M-am documentat, știți că am fost și la microregentrale, am fost și la Tulci, am fost zone cu producere de energie, am doctoranță în acest domeniu și cred că pot să ajut mai mult. Mulțumesc! Mulțumim, domnul profesor! Ar urma la cuvânt doamna Diandra Tănasă din Praga și a dorit să îi facem o conexiune, pare să că nu este pe ecran conectată. Dacă va veni mai târziu, o vom primi cu plăcere. Ca atare, domnul Adrian Cosma Matei, următorul vorbitor. Cosmin, scuze. Bună ziua, sunt Cosmin Matei și reprezint un grup de electromobiliști, proprietari voluntari de mașini electrice care își împărtășesc experiența de zi cu zi. Nu o să trec prin toate întrebările, au să mă opresc la o singură întrebare, pentru că mi se pare important să comunicăm și implementări de tehnologii noi în rețelele naționale. Vorbesc asta din prisma automobilului electric, care conține o baterie și care ne poate ajuta să stocăm energia care o producem în anumite momente ale zilei. O stocăm ziua, noaptea, o stocăm noaptea, ziua, dimineața o dăm în consum când avem cel mai mare pic de energie în rețea. Acest protocol Vehicle to Grid are deja implementări în Marea Britanie, în Olanda. Ultimele mașini care s-au lansat, Renault a lansat zilele trecute o mașină care oferă din start această tehnologie. Trebuie să ne gândim că în România avem peste 40.000 de mașini, nu toate oferă această tehnologie, dar există posibilitatea
să folosim o parte din aceste mașini pentru stocare. Vă mulțumesc. Mulțumim, întrebări. Mulțumim. Aș avea eu un apel pentru că este aici lângă mine. S-a gândit cel puțin cineva din grup sau și-a pus problema de a încărca mașinile cu energie gratuită de la soare, evitând tranzitul prin rețea? Da, adică un autoconsum, pentru că din punct de vedere a rețelei, cu cât este încărcătorul mai atractiv, adică are o putere mai mare, ca să nu stăm 12 ore la încărcat, cu atât reprezintă o povară mai mare pentru o rețea de joasă tensiune. Și atunci ideal ar fi să nici nu mai ajungă la rețea, să fie încărcat direct de acasă. Exact. Fiecare proprietar de mașină electrică are niște pași. Ori și-a achiziționat întâi sistemul și după aceea mașina electrică, ori mașina și imediat sistemul. Încărcările le facem în timpul zilei. Noi nu folosim mașinile mai mult de 3 ore pe zi. Le folosim dimineața, ducem, ne deplasăm la muncă sau unde ne deplasăm, dar mașina poate să stea într-un loc și să preia toată energia aceea de la soare pe o plajă de încărcare până în 22 de kW, nu mai mare. Și așa facem în momentul de față majoritatea dintre noi. Da, mulțumim. Mai e o întrebare de la domnul primar. Aș vrea să-mi scuzați inocența întrebării și nespecialitatea pe care nu am în domeniu. Doar am auzit o informație și aș vrea să o verific, apropo de viitor și de implicații. Informația potrivit căreia, dacă o mașină electrică arde la foc, la baterie sau de la altceva, sistemul tradițional de stinge cu extintorul face că se inflameze și mai tare și nu poate fi stinsă. Stop! Am văzut cazul din Valencia cu acel bloc în flăcă și că erau la subsol 200 de mașini electrice și că erau timorați și îngrijorați că dacă ajung acolo e dezastru. Are legătură cu așa ceva? Adică este o problemă stingerea unei mașini electrice față de noturi tradiționale? Pentru ca să ne punem note pe autorități locale, ne construim peste tot. Obligăm fiecare bloc să aibă parking subteran cu cel puțin atâtea mașini electrice. Parking, să știu cum ne pregătim pentru viitor. Dacă este reală această informație. Mulțumesc. Nu aș putea să spun că reprezintă o problemă. În momentul de față avem niște date. În România nu găsim date, din păcate, dar datele din afară ne indică faptul că mașinile electrice sunt mai puțin inflamabile decât mașinile termice. Dacă se întâmplă, într-adevăr, e mai greu de stins. Se folosește mai multă apă. Aici ar trebui ca specialiștii din domeniu să ne spună niște... Nici eu nu... Am văzut cazuri în care s-a folosit mai mult. Da, mulțumim. Luăm pe online din Piatra Neamț pe domnul Mihai Amăriuței. Bună ziua! Mihai Amăriuței, sunt în general electronist la bază, dar cu preocupări foarte multe în mai multe domenii legate de tipul de activitate. Am lucrat mult și în comunicații și prin natura meseriei, să spunem, sunt mai apropiat de efortul de a încerca de a înțelege sisteme, mai ales atunci când ele nu funcționează. Inginerii deseori sunt chemați să repare ceva care nu merge și atunci se începe să se uite ce nu se potrivește. Și în acest domeniu sunt destul de multe lucruri destul de importante care cumva reușesc să fie prea puțin vizibile. Unul din acestea a fost precizat chiar mai devreme de domnul Daniel, că am observat că o tranziție nu poate fi impusă. Trebuie cumva vândută, să spunem. Într-adevăr, impunerea poate fi făcută pe termen scurt, dar pe termen lung este greu de menținut, mai ales dacă nu funcționează așa cum s-a promis. Vândutul este și el cu o problemă, pentru că în partea de marketing vine deseori un exces de entuziasm, să spunem, în partea pozitivă,
trebuie să ne ducem în partea negativă, cum facem să ne maximizăm un câștig, un profit local, poate chiar într-un dezinteres general. Și atunci putem observa că o tranziție trebuie în primul rând să fie solidă, trebuie să poată să nu se bazeze pe idei plăcute, că am vrea să fie așa. Trebuie să verificăm dacă lucrurile chiar așa sunt sau nu sunt așa. Și aici este o chestiune, un element important care, din păcate, cam lipsește la noi, chiar la nivel european, am zis că cam lipsește. În America este însă o chestiune elementară, mai ales în domeniul militar. Ei fiind acum principala putere militară, normal că au trebuit să se bazeze pe un realism al acestei puteri, nu pe ce am dorit să fie. Și ei folosesc termenul de red teaming. La orice chestiune importantă, cineva se formează eventual o echipă care să vadă și ce ar putea să fie altfel decât se crede deseori. Și în această direcție, retiming-ul nu prea este, deși niște lucruri ar trebui să fie relativ vizibile. De exemplu, o temă de chiar în titlul prezentării, discuțiilor și chiar în multe prezentări, este repetată mereu ideea că energia solară, în primul rând, și cea regenerabilă în general, ar fi cea mai ieftină. Și trebuie să, dacă o creștem, deja vom avea energie mult mai ieftină, ca și cum asta ar fi un lucru deja stabilit și universal valabil. Ei, dacă este așa, de ce mai este nevoie de aceste mari cereri de subvenționare? Pentru că tot efortul, practic, direcția cererilor este în a crește rețele, în a face finanțări pentru panouri, a face diverse lucruri. Deci ceva care este deja ieftin, cel mai ieftin, pe departe cel mai ieftin, deci care pur și simplu prin jocul pieței ar trebui să fie favorizat de la sine, are nevoie încă de niște subvenționări. Acele subvenționări totuși sunt partea costului, dacă ele sunt necesare ca să poată funcționa. Dacă fără acele subvenționări nu funcționează, poate ar trebui să ne întrebăm dacă acea energie chiar este cea mai ieftină. Și dacă ne uităm cu atenție la ce se studiază serios în acest domeniu, putem vedea că nu e neapărat cea mai ieftină. O lucrare recentă, de exemplu, a Băncii Mondiale a făcut estimări de costuri a energiei la nivel mondial și putem observa că energiile sunt cam în aceeași bandă de prețuri. Deci undeva în jur de $50 pe megawatt-oră, aproape independent de tipul energiei. Dar energia nu este din aceeași categorie, în sensul că o energie prezentă disponibilă tot timpul este fatalmente mult mai valoroasă decât o energie disponibilă după cum bate vântul, când după posibilități, cum este, din păcate, cea eoliană și cea solară. Deci chiar dacă are prețuri mici, eventuale, considerat la nivel de energie, valoarea energiei nu este constantă. Depinde, până la urmă, de cerere și ofertă. Dacă noi furnizăm energie când nu are nimeni nevoie de acea energie, este poate chiar un cost. Depinde cum sunt aranjate lucrurile. Deci nu e neapărat obligatoriu să fie energia cea mai ieftină, s-ar putea să avem multe costuri invizibile pe undeva care nu le luăm în considerare. Și la noi mai ales nu suntem neapărat în cele mai bune, cele mai favorabile condiții pentru multe din energiile regenerabile. De exemplu, există hărți pe hărți.net despre cum arată radiația solară și putem observa că noi nu suntem neapărat într-o zonă extraordinar de favorabilă. Putem vedea în zona de sud a Europei, Turcia, Grecia, Spania, aceleași panouri scot cel puțin 50% mai multă energie. Deci dacă tot le importăm, să spunem, cu banii europeni, poate mai bine le plasăm acolo unde au eficiență maximă, nu neapărat unde am avea nevoie de energie, dacă acele panouri nu ar fi eficiente. Și în alte zone s-ar putea să fie alte tipuri de energie mai eficiente. Și același lucru putem să spunem și despre vânt, pentru că s-a povestit mai devreme că ar trebui să montăm turbine repede în Marea Neagră. Pe de o parte, Marea Neagră, știm foarte bine, este acum la marginea unui conflict, deci nu este neapărat un loc ideal pentru instalat echipamente foarte costisitoare, dar
disponibilitatea resursei de vânt în Marea Neagră este modestă față de ce este disponibil și eu în Marea Baltică, în Marea Nordului. Deci dacă tot se face un efort la nivel european de instalat astfel de turbine offshore, normal este să le montăm acolo unde este vânt mult și unde este întâmplător și consum mult. Adică e un nonsens, pe lângă că avem eficiență limitată, să mai construim și linii de transmisie de energie de la noi până în nordul Europei, când acolo vântul este mult mai eficient. Adică multe lucruri ar trebui poate analizate un pic mai atent și verificată premisa, pentru că premisa este să avem energie ieftină, trebuie să ne uităm cum obținem acea energie cât mai ieftină, mai ales când băgăm bani publici, pentru că aceste eforturi de supradimensionat rețele, de construit stocări și alte chestiuni sunt totuși bani publici care poate pot fi mult mai bine, mult mai eficient investiți să genera direct acea energie, mai ales că generarea, în general, cam orice proces industrial, iar generarea de energie este un proces industrial, scalează bine cu volumul, adică este mult mai ieftin să o facem în volum mare decât în volum mic. De aceea ar putea să ne uităm, dacă nu cumva, ce este criticat tot în discuția mai devreme, era atacată energia nucleară. Dacă noi am plătit 4 miliarde de euro doar pentru compensări, dacă aceste 4 miliarde de euro erau introduse în a face ca terminare actoarele 3 și 4, pentru că ar trebui să fie acoperitoare pentru instalat aproape 1 gigawatt de energie nucleară disponibilă permanent. 1 gigawatt în plus, deja aproape nu mai aveam probleme. Deci atât ar fi avut energie ieftină investită în nuclear. Iar tema că de ce cei care lucrează în nuclear sunt bine plătiți în timp ce soarele este gratis, da, ei sunt bine plătiți, dar asta nu e ceva rău. E foarte bine să avem posturi de lucru bine plătite la noi. Efect, nu are o logică să spunem să ne încercăm să contracarăm ceva, să atacăm ceva, doar pentru că asigură posturi de lucru calificate și bine plătite, ba chiar din potrivă. Puteți trage concluzia, vă rog? Deci, în principiu, am vrut doar să subliniez că trebuie să atacăm mai multe probleme, să ne uităm și la partea mai puțin veselă a lucrurilor și la lucrurile care nu au neapărat o motivație, un tip de lobby semnificativ în spate. Și efortul civic ar trebui poate să atragă o viziune mai holistică asupra întregului sistem, în loc de a porni cu ideea că trebuie neapărat să mergem cu o anumită tehnologie pe care o declarăm câștigătoare, fără să o examinăm suficient. Cam atât. La revedere! Mulțumim frumos! Îl așteptăm pe domnul Cătălin Giurgiu să se pronunțe. Bună ziua! Urmez cursuri la UTCN în instalații electrice. Totodată muncesc de la prima sesiune a FM în instalarea sistemelor fotovoltaice. Deci pot spune că cam cunosc părerea cetățenilor, atât a prosumatorilor cât și a consumatorilor, despre sistemele fotovoltaice. Și mă duc scurt la întrebarea 6, care a fost discutată de mai multe ori de antevorbitori. Sistemul energetic se află într-o stare în care nu poate duce toată energia produsă de prosumatori și singurele două soluții, din punctul meu de vedere, ar fi instalarea de sisteme de stocare combinată mână în mână cu sistemul de prețuri preferențial care se utilizează în Europa tot mai mult și care funcționează, pentru că apare problema că românul vrea să-și pună mulți kilowați, nu-l interesează cât consumă. Antevorbitorii mei au dat ideea de a educa populația în a folosi curentul în mijlocul zilei, numai că oamenii vor să-și pună poate și de 5 ori o instalație mai mare decât au consumul. O familie formată poate din doi seniori, un bunic și o bunică, care nu au ce face cu atâta curent cât au pe casă, o să îngreuneze rețeaua în continuare pentru toți și poate vecinii lor nu o să poată să-și instaleze o putere mulțumitoare la consumul lor. Astfel, soluția la problema asta ar fi bateriile, prețul diferențial și poate
educarea în a înțelege că nu avem nevoie de multe ori decât kilowatt ne instalăm ca și prosumatori. Cam atât. Doamne frumos, aș vrea să-l invit pe domnul Nicolae Obrejan să vorbească, să-și prezinte depoziția și să fie pregătit domnul Remus Blaj. Plecă domnul Remus Blaj, va intra pe online. Da? Bună ziua! Mă auziți? Vă auzim bine, poftiți! Da, bună ziua! Vă salut de la Constanța. Mă numesc Blaj Iulian Remus. Sunt inginer electro, consultant și reprezint un grup de firme în acest domeniu. Am lucrat și pe Casa Verde și pe Electric Cap și am întâmpinat foarte multe probleme din cauza birocrației. Se știu aceste probleme, tocmai de aceea este binevenită această întâlnire. O primă întâlnire sperăm să fie și ulterior. Sunt și reprezentanți de la autorități publice și specialiști, inclusiv de la ANRE. Aș vrea să le adresăm rugămintea să intervină, să simplifice legislația pentru partea de prosumatori, să bată în cui odată partea asta de prosumatori, kilowatt la kilowatt sau nu, că știm că este un haos acolo și nu se emit facturi de către furnizori din cauza aceasta. Rugămintea la autoritățile publice chiar să promoveze mai mult, să aibă specialiști primăriile, să aibă cel puțin un specialist sau un contact cu un consultant unde pot să acceseze informații clienții care vin la primărie. Mă refer mai mult la comune, că acolo oamenii sunt destul de lipsiți de informații în acest domeniu. Nu s-a discutat aici de biomasă. Avem o resursă foarte mare care o reprezintă biomasa, inclusiv de la gropile de gunoi. Am putea rezolva multe probleme și pe deșeuri. Noi în grupul nostru îl avem și pe domnul Iulian Horneț, îl știe probabil mai multă lume. Suntem și pe irigații cu soluții, avem și soluții, chiar la Constanța se punea problema că și-au modernizat o stație de pompare și n-au reușit să obțină de la Uniunea Europeană când s-a accesat PNR-ul pentru panouri, ei aveau soluție să alimenteze. Deci aceste probleme le voi aduce la cunoștință și la Mircea Barna, pe care îl cunosc și îl salut cu această ocazie. Iar totodată circulă în piață fel și fel de frici, că eu merg mult în teren și aud: domnule, nu vedeți că ne pune taxă și pe soare? Ne pune, domnule, taxă și pe soare, ne mai urmează nu știu ce taxă. Deci lumea se sperie când aud astfel de informații și o informație de genul acesta sperie mai mult cât reușim noi să facem, să promovăm energia verde. Ce să zic altceva? Eu umblu tot timpul în țară, deci asta e rugămintea la birocrație, să se umble și să vorbim mai puțin, să facem mai multe în acest domeniu. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Domnul Pop, cred că Alexandru Obrejan, el a vrut să intervină chiar la început și probabil de-aia nu a intervenit, că a spus alt prenume. Cer scuze dacă am greșit. Și mai e pe... Eu cred că mai e. La început a vrut să intervină Alexandru Obrejan. Nu mai e. Online. Da, probabil că e greșeala mea. Înaintea domnului primar Vasile Borș dinspre Bistrița Năsău, dinspre Maieru, aș vrea să punctez doar la întrebarea nouă câteva răspunsuri care le-a dat chat-ul. Calitatea de prosumator reprezintă o abordare inovatoare în domeniul producției de energie verde, mai ales în contextul instalării fotovoltaicelor.
un prosumator este un consumator de energie care în același timp produce și energie, de obicei, prin intermediul surselor de energie regenerabile, cum ar fi panourile fotovoltaice. Abordarea aceasta poate oferi mai multe avantaje pentru producătorii de energie verde fotovoltaice și numără 7. Prosumatorii au capacitatea de a consuma direct energia produsă în instalațiile lor fotovoltaice, reducând astfel dependența de rețeaua electrică și utilizând în mod eficient energia pe loc. Autoconsumul energiei produse se poate duce la economii semnificative pe termen lung, deoarece prosumatorii reduc sau elimină facturile de energie electrică din rețeaua publică. Integrarea unui sistem de stocare a energiei, cum ar fi bateriile, poate permite prosumatorilor să-și stocheze surplusul de energie produsă în timpul zilei pentru a fi utilizată în perioadele de producție cu capacitate mai redusă în situații de întrerupere alimentării. În unele țări, prosumatorii pot beneficia de tarife avantajoase pentru surplusul de energie livrat în rețea sau pot primi stimulente fiscale pentru implementarea sistemelor fotovoltaice. Producția locală de energie verde contribuie la reducerea emisiilor de carbon, având un impact pozitiv asupra mediului. Devenind prosumatori, oamenii își pot dezvolta o mai mare independență energetică și pot contribui la securitatea energetică globală. Și ultima subliniere, prin promovarea conceptului de prosumator, se poate crește conștientizarea asupra beneficiilor energiei regenerabile și a importanței participării individuale în tranziția spre un sistem energetic durabil. Soluțiile care le dă la punctul 10 și mai ales la punctul 11, unde am lăsat întrebarea cu răspunsuri libere sau nici măcar n-am pus întrebarea, am pus doar ce mai recomandați, e foarte consistentă. Dar nu să mă opresc pentru că depoziția este predată. Înțeleg că domnul Obrejan a prezentat pe online și putem să-i dăm cuvântul. Nu știu dacă mă vedeți și mă auziți. Vă mulțumesc pentru că îmi dați oportunitatea să vorbesc. În primul rând, văd și sunt foarte mândru de faptul că avem posibilitatea să ne întâlnim și sper că întâlnirile acestea să fie periodice. Eu văd lucrurile în felul următor. Există mai mulți actori care au fiecare dintre ei câte un rol extrem de important. În primul rând sunt consumatorii, apoi există autoritățile publice, apoi există operatorii de transport, distribuție și furnizorii de energie și cu toții ar trebui să ne implicăm pentru a căuta cele mai bune soluții, pentru a avea parte de facturi cât mai mici sau prețuri cât mai bune la energia electrică, eficiență energetică și să înlăturăm sărăcia energetică, care din păcate își face simțită prezența la noi în România. Acum, pe partea de sisteme fotovoltaice au vorbit mult ceilalți antevorbitorii mei. Nu o să insist. Există soluții, există tot mai multă cercetare care se face în zona de rețele inteligente de distribuție energiei electrice. Pentru oamenii care locuiesc la bloc, în apartamente, există și acolo soluții pentru că sunt un rând de consumatori de energie electrică care sunt folosiți de către toți locatarii unui bloc sau unui complex de rezidențial. Și anume aici mă refer la iluminatul public, mă refer la lifturi, mă refer la casa scării, mă refer la, dacă sunt anumite zone comune, parcări și așa mai departe, exterioare și subterane, unde sunt corpuri de iluminat.
am stat și eu într-un ansamblu din ăsta rezidențial, era inclusiv un teren de joacă și pot fi dezvoltate proiecte acolo. Cum ar fi la un bloc mare sau la un complex rezidențial, deja știu că de la primărie se condiționează să se construiască grădinițe, școli și așa mai departe, unde toate ar putea beneficia de energie electrică produsă de sistemele fotovoltaice. În ceea ce privește aspectul discutat despre hidrogen, folosirea hidrogenului în rețelele de gaz metan. E un lucru foarte bun, dar haideți să vedem ce ar însemna să producem acest hidrogen. Care ar fi costurile? Unde l-am putea produce? Care ar fi costurile legate de transport? Care ar fi costurile pentru asigurarea siguranței în producția hidrogenului și transportului? Deci astea ar fi întrebările la care ar trebui să se gândească specialiștii pe această parte. Am fost în anul 2019 în Germania, la unul dintre cele mai mari târguri de tehnică din Europa și am avut ocazia să vorbesc cu niște reprezentanța ai unor producători de autovehicule, inclusiv pe hidrogen. Și îmi spuneau care sunt limitările acestei tehnologii și că ar trebui să existe cel puțin câte o stație de hidrogen pe o rază de 30 de kilometri ca să fie eficientă infrastructura aceasta de hidrogen. Pentru actorul numit, pe scurt, administrația publică, ar trebui să existe, sau dacă nu, să creăm politici și să creăm pârghiile necesare ca oamenii de rând, persoanele fizice, să aibă posibilitatea să acceseze cu ușurință programele. Dacă iau un exemplu, programul Casa Verde, cel de la AFM, vă pot spune că pe județul Cluj în 2 sau 3 minute s-au epuizat toate fondurile alocate pe această sesiune a programului. Deci e foarte greu pentru cineva, mai ales pentru persoane vârstnice care poate nu au competențe digitale la fel ca noi tinerii, să termine de completat toată acea aplicație și să-și scrie toate datele necesare în timpul acesta. Partea bună este că avem foarte mulți specialiști în domeniul eficienței energetice. Atât, nu m-am prezentat, eu sunt absolvent al Facultății de Inginerie Electrică, sunt inginer electrotehnist, am dezvoltat competențe în zona de eficiență energetică, sunt și manager energetic pentru industrie și numai dacă iau la nivelul municipiului Cluj-Napoca, eu personal cunosc cel puțin 4-5 companii medii și mari, chiar foarte mari, care au echipe întregi de specialiști, care pot propune soluții eficiente, pot calcula ce înseamnă investițiile necesare în eficiență energetică, care pot calcula indicatorii financiari și pot da o rețetă. De asemenea, ei ar trebui să fie printre primii implicați și chemați la astfel de acțiuni și să fie implicați în mod direct în realizarea politicilor și a tot ceea ce înseamnă ghiduri de finanțare. Astea cred eu că ar fi principalele aspecte la care să ne gândim și să le planificăm și să avem un plan de acțiune. În baza care să acționăm. Atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim pentru intervenție. Mergem la domnul Vasile Borș. Da, bună ziua, domnule primar, domnule președinte, doamnelor, domnilor. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul primar că nu ne-a văzut de câțiva ani pentru toată activitatea. Să felicit Consiliul Civic pe care îl aveți alături de dumneavoastră și cred că este un lucru benefic. Vreau să vă spun că nu sunt specialist în energie, în fotovoltaice, dar sunt un om care cunosc toate problemele cu care se confruntă comunitatea pe care o reprezint, adică Comuna Maier, cu ce probleme se confruntă locuitorii din județ și
pot să îi mai extind și la un alt nivel. S-au spus aici nenumărate lucruri cu referire la administrația locală. Mi-a plăcut ce au spus specialiștii astăzi, pentru că trebuie găsite soluții. Tot mai des se pune presiune în orice domeniu pe administrația locală. Administrația locală trebuie să aibă specialiști, trebuie să îndrume cetățenii. Eu nu sunt de acord, sunt mai multe programe care spun așa, primul venit, primul servit, și domnul primar știe. Dar cel puțin aici, la programul Casa Verde, ar trebui să se modifice. Adică eu consider că așa face parte din ceea ce este acum din zicala veche. Dă, Doamne, cu ea ai mai dat, că cine n-are-i învățat. Adică o familie care are 5.000 de euro venituri își permite să-și angajeze un specialist care într-o jumătate de minut să-i încarce prin cererea de finanțare. Iar bătrânul și bătrâna care stau în vârf de deal sau în altă zonă și care au venit de 300 de euro sau poate nici atât și care își cheltuie banii pe medicamente și pe alte probleme și nu le ajung niciodată bani. Ați văzut că de la Bruxelles, pentru că ne se dau tot felul de comenzi, ori le poți executa, ori nu, s-a spus un lucru, cei de la București au preluat, în câți bani trebuie să fie desfințate centralele de apartament. Da? Prima dată trebuie să venim cu soluții, ce punem în loc. Nu le desfințăm și lăsăm pe oameni să înghețe. Vă spun că poate 40% sau 50% din zona rurală a României se încălzește cu lemn de foc, care este tot mai scump. Mă duc foarte des și prin alte sate, pe la țară, văd un bătrân, doi bătrâni, neputincioși, rămași în casa lor pentru că tinerii au plecat în străinătate, 5 luni de zile se grijesc să-și cumpere, să-și debiteze și să pun acel lemn de foc să se usuce, că altfel nu îl pot folosi așa cum trebuie, după care 7 luni, cu durere în trup, să facă foc toată ziua. Ei, pentru acești oameni, în primul rând, trebuie să ne adresăm, să modificăm puțin legislația, să terminăm cu birocrația. Cum aș vedea rezolvarea acestor lucruri? Pentru că în câțiva ani se va interzice să mai tăiem și lemn de foc pentru cetățeni. Așa cum au spus specialiștii, fotovoltaice cu baterii care să acumuleze acest curent electric și oamenii încet, încet să-și poată transforma sistemul de încălzire și să fie pe bază de curent electric. Adică va fi soluția cea mai rapidă. Dacă vom reduce în acest sens birocrația, să vedem finalități. Eu sunt bucuros că în județul Bistrița Năsăud a fost depuse în sesiunile anterioare cele mai multe cereri în acest sens. Dar sperăm să se și concretizeze. Am derulat vreo 2 proiecte pe administrația Fondului de Mediu și vă spun că nu am fost mulțumit. Adică trebuia să faci prea mărunt pașii ca să ajungi la finalitate. O problemă cu care ne confruntăm și domnul inginer de aici din dreapta mea a spus că energia electrică trebuie să fie o problemă de siguranță națională. Ei vă spun că așa ar trebui să fie, dar s-ar putea să ieșuăm și aici, așa cum terenurile agricole în România ar fi trebuit să fie o problemă de siguranță națională. La ora actuală, 60% din terenul agricol al României este înstrăinat. Da? Vă mai fac o comparație cu scuze, chiar dacă vorbesc cu 10 secunde mai mult, unde s-a ajuns în problema fermierilor producători de lapte. Da? S-a ajuns ca fermierul să primească 1 leu și ceva pe litru de lapte, până în 2 lei, la magazin să-l cumpărăm cu 10-12 lei. Adică așa este și la energia electrică. Producătorul ia câțiva bani, sau 1 leu, sau cât este prețul, iar cei care vând aduc prețul la un nivel insuportabil, încât, așa cum a spus reprezentantul ANR-ului, dacă guvernul României nu plătea aceste miliarde grele ca sume compensatorii, populația trebuia să își închidă tot iluminatul și unui cubec sau 2 becuri câte folosea. Mă opresc aici să nu depășesc timpul. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim cu aportul care ni l-ați adus din viața reală. Mai avem
luări de poziție, domnul Sorin Man, dacă este în online, dacă nu, domnul Mircea Lazea. Da, bună ziua, mă numesc Mircea Lazea, sunt inginer de știința materialelor și actualmente lucrez în cercetare pe materiale supraconductoare. Nu doresc să rețin multă atenție, mă voi limita la cele 3 minute pe care le-am alocat și în primul rând aș vrea să vă spun că discutăm de panouri fotovoltaice și deocamdată noi ne aflăm, cei care lucrează în domeniu știu asta, noi ne avem deocamdată ne aflăm la un randament al acestor panouri, ultima cercetare în domeniu, de 21,68%. Deci noi încă suntem într-o perioadă de pionierat privind randamentul acestor instalații, pentru faptul că nu am reușit să extragem nici măcar un sfert din energia pe care, la care sunt expuse panourile. Asta ar fi o primă constatare, nu intru în detalii tehnice, sigur nu vă interesează, dar e vorba de celule solare cu eficiență înaltă și materiale pe bază de perțovit și nu reușim deocamdată să extragem la un randament suficient. Revenind la tema documentației de astăzi, unde și întrebarea numărul 3, unde și cum pot acționa instituțiile statale pentru accesul facil la echipamente, tehnologie, finanțare, instalare de panouri fotovoltaice. Răspunsul meu este simplu și direct. Oferim consultanță pe întreg parcursul procesului până la obținerea calității de prosumator sau așa cum spunea domnul inginer, pentru cei care doresc să producă mai mult de producător. Apoi, sprijin pentru livrarea și instalarea sistemului fotovoltaic, pregătirea și depunerea documentației pentru dotarul instalației de utilizare, pentru că și aici este o cu totul altă procedură pe care oamenii o accesează greu, o înțeleg greu și întâmpină dificultăți și probleme, apoi prin intermedierea relației cu distribuitorul pentru obținerea certificatului de racordare și apoi până în punerea în funcțiune a sistemului. Întreg la întrebarea numărul 5. Și asta e o întrebare importantă, pot fi administrațiile locale un suport real pentru cetățeanul dispus să investească în energia solară? Ce alternative nebirocratice și eficiente propuneți? Am luat două studii de caz, pentru că nefiind specialist în domeniul administrației locale, am zis că vreau să văd două studii de caz din Occident și să vedem cum au funcționat ele. Am luat un studiu de caz din Germania, unde a funcționat destul de bine, zic eu, și în Italia, unde lucrurile nu au mers prea grozav. S-au desprins următoarele concluzii. Principalele tipuri de sisteme de stimulente financiare aplicate sunt granturi, care e un sprijin direct pentru investiții, reduceri fiscale, impozite directe și indirecte, credite cu dobânzi subvenționate, scheme de certificate negociabile. De aici sunt niște lecții care ei spun că le-au învățat. Fluctuațiile puternice ale cererii, întreruperea programului și corecțiile regulate ale programului indică în mod clar că un program de subvenție poate fi implementat cu succes numai în următoarele condiții. Programul trebuie să fie stabilit pe un termen lung, cel puțin 5 ani. Acest program trebuie să ruleze continuu, asigurându-se că fondurile de finanțare sunt suficiente și sunt prevăzute pentru că aplicația să poată fi autorizată continuu, suma depinde de motivația investitorilor și o subvenție de 15%, spun germanii, este limita inferioară care ar trebui să acopere costurile suplimentare ale sistemului termic solar în comparație cu alte surse de energie. Trec la întrebarea numărul 7, care mi se pare iarăși importantă, apreciați că ca normală poziția anunțată public de către ANRE de a impune limitări la montarea de panouri fotovoltaice, cât și alte condiționări menite să-l descurajeze, să descurajeze accesul la energie ieftină. Păi, haideți să vedem unde ne aflăm astăzi. Azi sunt aproximativ 100.000 de prosumatori la nivel național, iar în maxim un an vor mai veni încă 100.000. Soluțiile sunt date de reglementarea pieței interne a energiei prin un lucru foarte important cu care toți suntem de acord și vorbim în orice domeniu, digitalizarea sistemului energetic românesc.
Aici e de discutat foarte mult. Apoi, dezvoltarea contoarelor și rețelelor inteligente care vor contribui la o mare integrare a SRE-ului în SEM. Apoi, elaborarea unui mecanism de sprijin de tip contracte pentru diferență, pentru că acest tip de contracte pentru diferență oferă sprijin în abținerea acestor ținte pentru anul 2030. Și, evident, într-un final, permiterea încheierii contractelor pe termen lung între dezvoltatori de proiecte, producătorii de energie electrică și consumatori. Rămânând în aceeași temă, cum apreciați actuale programe de informare, educație, întrebarea numărul 9 sau conștientizare pentru încurajarea comunității? Păi, este evident că ne întoarcem iarăși la educație. Noi trebuie să începem cu educația de la bun început și aici pot să spun că sunt programe insuficient documentate și cu durată scurtă de implementare. De aceea este necesar un proiect gen Green Energy for Everyone, asta l-am studiat personal ca să văd a început și cum funcționează și în care să fie implicată Agenția Fondului pentru Mediu, care va trebui să mobilizeze resurse importante pentru cursuri, workshop-uri, podcast-uri și mai departe despre energia regenerabilă, dar și pentru a determina cât mai mulți cetățeni să adopte aceste obiceiuri noi și sustenabile de consum al energiei. Cam asta ar fi, nu vreau să uzitez de prea mult timp, dar mai avem încă mult de lucru la partea de cercetare, partea de educație și apoi partea de implementare. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Lazea. Ultimul vorbitor, înainte de întrebări, dacă ar fi, vor mai fi, Vasile Părcaș, domnul director. Da, bună ziua încă o dată tuturor participanților. Vasile Părcaș este numele meu de profesie inginer, sunt directorul Direcției de Operațiuni de Rețea la Distribuție Energie Electrică România. Distribuție Energie Electrică România își desfășoară activitatea pe cele 18 județe din România după fuziunea între cele trei companii de distribuție, Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord, așa pe o diagonală, dacă să fie mai simplu, din Satu Mare până în Brăila. Eu am transmis către Consiliul Civic Local răspunsuri la anumite întrebări pe care nu aș vrea să le reiau, fiindcă va dura destul de mult. O să ajungă, sau bănesc că au ajuns deja la experți și apoi la dumneavoastră. Aș vrea doar să dau o imagine a ceea ce se întâmplă în și mă refer aici în cele 18 județe unde cunosc situația și în special în județul Cluj. Aș vrea să știți că în prezent, pe o situație reală la finele anului 2023, la nivelul județului Cluj, dacă în 2022 aveam un număr de 639 de prosumatori, deja la finele anului 2023 avem 3.524. Iată că suntem la o diferență de aproape 3.000 într-un an de zile. Asta ca și o evoluție într-un an de zile. Iar la nivelul companiei, la finele anului 2023, sunt 43.133 de prosumatori. Vorbim aici de 18 județe cu o putere instalată de 557.000 de megawați. Așa încât dimensiunea aceasta, văzută la nivel național și pe o prezentare în comandamentul de iarnă a companiei Transelectrica, ne duce înspre 1.500 de megawați putere instalată în prosumatori. Nu vorbim de producători. Fiindcă s-a discutat foarte mult și ar trebui să înțelegem foarte bine diferența dintre prosumator și producător și sensul celor două noțiuni și definițiile lor. Domnul Pop mai devreme a preluat într-o depoziție chestiuni legate de prosumator și de faptul că energia produsă ar trebui să fie destinată spre consumul propriu, nu spre evacuare înspre rețea. Și de ce spun asta?
că dincolo de faptul că și noi ca și operatori de distribuție avem datoria să venim și să modernizăm rețele, să digitalizăm rețeaua, să o pregătim pentru viitor, aceasta se face, cum s-a vorbit aici, cu costuri semnificative. Iar costurile acestea, care înseamnă programe de investiții ale operatorului de distribuție, și nu vorbim aici doar de distribuție energie electrică România, în general, a operatorului de distribuție, sunt în lucrări de investiții. Lucrări de investiții care apoi ne duc înspre autoritatea de reglementare pentru a susține tarifele de distribuție și iată-ne, odată ce ducem în tarife de distribuție anumite costuri, ele se vor regăsi pe lanțul de la producător, furnizor până la consumator, pe lanțul acela de tarif de distribuție, astfel încât trebuie să fie un echilibru și autoritatea de reglementare asta face, un echilibru între cine anume și cât anume investește un operator de distribuție, ca apoi tariful ăla să se întoarcă în tariful energie electrică la fiecare dintre noi, și la cei mai bogați și la cei mai săraci. Așa încât autoritatea de reglementare, și probabil domnul Mircea Man vă va spune mai multe, asigură acest echilibru și, da, preocuparea noastră în continuare este pentru digitalizarea rețelei de distribuție. N-aș vrea să mă fac vocea companiei de transport, dar totuși aș vrea să spun că rețeaua de transport, în ceea ce privește consumul actual, este în măsură să funcționeze în parametri. Ceea ce se vorbește în piață are legătură cu producătorii, adică vorbim de sutele de megawați pe care producătorii vor să-i evacueze înspre rețele, și din acest punct de vedere există un mod de soluționare acestor cereri, înseamnă lucrări de reconductorare, de întărire a rețelelor de transport, există atât în programul propriu, cât și lucrări finanțate chiar de producători, cu recuperarea într-un anumit timp reglementat de la operatorii de sistem sau de rețea. M-aș limita aici, dacă dumneavoastră o să doriți să îmi puneți întrebări, vă rog. Mulțumesc. Mulțumim, domnul director. Două întrebări îmi pun eu, nu neapărat, dar le pun pentru că judecata experților probabil contează. Lanțul acesta de la producție la distribuție în România nu este mult prea lung? Pentru că dacă ne uităm în alte țări, sunt trei actori. În alte țări europene sunt trei actori. La noi, dacă luăm și importatorii sau intermediarii care, vorba aceea, nu produceți intern, că aducem noi de afară. Că știm să ne punem adaosul comercial și apoi se vede în acei 33 de cenți cum arată la buzunarul cetățeanului. Am lăsat întrebarea aici. A doua întrebare. O comunitate mai restrânsă de producători din categoria prosumatori, să zicem. Adică distribuie și la vecinii care n-au panouri. O comunitate de producție, consum restrânsă, locală, cu șansă de stocaj pe investiția noastră, ar putea gândi ca funcțională în perspectiva viitorului apropiat? Dacă tot vă gândiți la investiții care le-ați putea promova în favoarea cetățeanului. Deci vă voi răspunde în felul următor. Rețeaua de distribuție este o rețea pe care operatorul de distribuție are obligația să o pună la dispoziție tuturor utilizatorilor nediscriminatoriu. Deci dacă unul de acolo nu reușește să-și monteze panouri, eu nu pot să asigur doar pentru cei care și-au pus panouri. Gândiți-vă că, deci, într-o zonă de rețea, cum spunea domnul Răzvan Radu, radială, o localitate, o jumătate de localitate. Dacă un utilizator racordat în prezent la rețea ca și consumator nu reușește sau nu dorește să-și monteze panouri fotovoltaice, eu trebuie să-i asigur nediscriminatoriu racordarea la rețea.
Corect, dar 10 producuri nu produce. Varianta utilizării energiei lui, din definiția de prosumator, rezultă că el ar putea să dea la ceilalți, dar prin intermediul unui furnizor. Asta spun deci și eu. Deci nu prin intermediul unui furnizor. Asta spun și eu. Comunitate, producător, consumator, cu dumneavoastră ca și suport tehnic de echilibrare. Da, dar deja aici ați văzut, intrăm într-o zonă comercială, adică o zonă de negociere între cel care produce și vinde furnizor care vinde spre consumator. Și cred că domnul Man o să... Puneți întrebarea. Ideea prosumatorului a fost gândită în principiu pentru ca o măsură de eficiență energetică și de asigurarea din surse fotovoltaice a consumului propriu de energie. Deci nu ca o măsură de afacere. Cum, din păcate, s-a și pornit în unele situații cu montarea unor multiple panouri solare pe ăsta, mai mult decât consumul propriu. Ideea aceasta ar trebui să stea în atenția ANRE-ului, care în mod normal ar trebui să revizuiască puțin legislația în acest sens, în sensul de a în două probleme importante. În primul rând să aibă o analiză specială cu niște specialiști din cadrul companiilor de electricitate și din cadrul unor universități tehnice de profil pentru a studia în ce măsură energia debitată în rețelele de distribuție are un efect asupra funcționării dezechilibrate a rețelei și a nivelelor de tensiune pentru ceilalți consumatori care nu sunt racordați, pentru care sunt racordați la rețelele de distribuție și, mă rog, cu efecte ale armonicilor pentru calitatea energiei și așa mai departe. Deci, neapărat ar trebui acest lucru făcut și de stabilit niște măsuri pe termen foarte scurt pentru rezolvarea acestor probleme. De asemenea, una din problemele importante este faptul că energia debitată acum de prosumatori în rețelele de distribuție este nedispecerabilă. Deci nimeni nu știe ce cantitate de energie se debitează în rețelele de distribuție, fapt care creează mari probleme în luarea unor decizii privind echilibrarea nivelelor de tensiune și neafectarea tuturor consumatorilor. Deci eu cred că aici ar trebui urgent ca să se introducă sistemul de smart metering la toți prosumatorii, deci să există un program informatic care să preia online consumurile consumurile debitate în rețele de distribuție pentru a fi la curent cu aceste energii debitate în sistemul de distribuție și a lua măsuri imediate pentru reglarea acestor tensiuni. De altfel, din depoziția direcției de distribuție am citit că este în curs de montare a unor transformatoare în posturile de medie tensiune, transformatoare cu reglaj în sarcină a nivelului de tensiune a transformatoarelor. Lucru absolut obligatoriu, pentru că altfel este imposibil să iei niște măsuri imediate. A doua problemă legată de remarca domnului Mircea Barna, deci, așa cum a zis și domnul director Părcaș, nu problema transportului de energie este lor acolo, ci problema modernizării
modernizării rețelei de joasă și medie tensiune. Deci, la ora actuală există un dezechilibru, vă dați seama. Deci, toată energia eoliană, sau o cantitate foarte mare, de peste 2000 de megawatt, se produce în Dobrogea. Ori această energie trebuie evacuată în tot restul țării. Sau în Banat. Așa. Deci, sistemul energetic nu a fost gândit în acest sens pe regiuni. Acum, într-adevăr, Transelectrica are în obiectiv închiderea inelului de 400 de kV pe toată România, ceea ce ar echilibra sistemul de transport a energiei. Același lucru și cu producătorii. Deci, pentru 2025 sunt preconizate realizări de 750 de megawatts de producere energie fotovoltaică. Vă dați seama că aceste cantități trebuie distribuite și totodată trebuie luate măsuri pentru ca acest surplus de energie să poată fi folosit în mod eficient. Da, poate regândim urgentarea Lăpușteștiului în mod de a colecta energie. Să durează cel puțin 5-10 ani. Dacă dar dacă nu ne-o propunem, da, nici nu face, da. Că de 30 de ani am abandonat-o. Am abandonat. Dacă doriți să mai adăugați ceva. Trebuie să recunosc că am asistat la o discuție, din păcate n-am fost pregătit, n-am văzut întrebările. Eu am venit doar pe o temă, de aia v-am și adus un material legat tot de prosumatori. Sunt convins că din întrebările noastre veți regăsi în materialul pe care m-a ajuns la mine. Trebuie să spun că am fost președinte de Consiliul Județean și am auzit un primar și știu ce înseamnă. Când ne legăm de administrația locală, din păcate, nu sunt specialiști. Astăzi derulăm programe pe gaz, POIM, Angel Salini, legate de tot felul de avize, parcuri fotovoltaice, prosumatori. E foarte greu, neavând specialiști, să vii cu soluțiile în termen util. Eu eram director la gaz prin 99 și făceam o racordare în 2 săptămâni. Astăzi se face în 2 ani și jumătate. Deși avem standarde de performanță, dăm bonusuri la cei care racordează în timp, dăm sancțiuni la cei care nu racordează. Și totuși avem foarte multe, foarte multe frâne. Revenind la un coleg a spus, limitarea impusă de ANR. Au fost lideri și trebuie să o spun, ba de la Ministerul Energiei, ba de la ANR, care s-au dat cu părerea. Nu, dimpotrivă, ANR-ul are o deschidere totală, dar și o preocupare. Pentru că 2 ani de zile, când a fost criza energetică, prin ordonanța 27 s-a blocat tarifele. Deci am rămas cu tarifele vechi. În 2023, la 1 aprilie, am aprobat tarifele noi. E un an de tranziție, 24, până la 5-a perioadă de reglementare. Gândiți-vă că mulți aruncă în ANR și îl fac bau-bau până realizările operatorilor. E numai aderul de față, dar vorbesc de toți. Perioada 5-a de reglementare a fost amânată cu un an pentru că sunt foarte multe provocări care nu au fost în metodologie până acum. Prosumatorii, hidrogenul, alte surse și capacități de producție. Avem brua, cum îl folosim? Deci sunt foarte multe întrebări și ce facem în a 5-a perioadă? Pentru că recunoaștem operatorilor orice fel de investiție care aduce un plus. Oricât o vorbim noi de prosumatori, dacă nu se fac investiții în sistemul de distribuție, în sistemul național de transport, nu rezolvăm problemele. Nu rezolvăm problemele de fond. Sigur că s-a spus aici pe bună dreptate. Agenția Fondului de Mediu, acolo unde am o politică de a ajunge
încă tune, de a ajunge în zone în care nu avem posibilitatea de electrificare. Haideți să găsim soluții, să fie cu prioritate, nu cu primul venit. Credeți-mă, am o întrebare. Sunt din 2017 la AMR. În fiecare an, noi autorizăm peste 7.000 de electricieni. Unde sunt oamenii ăștia? Deci în fiecare an, vă rog să mă credeți, 7.000 la electric și vreo 8.000 la gaz, în fiecare an avem sesiune de primăvară, sesiune de toamnă. Unde sunt oamenii ăștia? Lucrează în UE. Am întâlnit și în Italia și în Bavaria și de foarte bună calitate. Sigur că legislația trebuie și poate fi îmbunătățită. Dar s-a mers în Parlament, s-a mers un pic departe. Eu nu zic că nu trebuie să ajungem acolo. Adică eu sunt prosumator, am o capacitate instalată și îmi rămâne. Pot să dau și la alt punct de consum al meu dacă am același furnizor. Dar să mergi mai departe și spune că poți să-mi plătești și gazul. Vă dați seama cât de complex și cât de greu ar fi să ai alt furnizor pe gaz, alt furnizor pe electric, să se facă compensarea. Deci în momentul de față eu nu o văd fezabil. Dar, repet și închei prin asta, faptul că într-o comunitate, iertați în comparația, dar și la sati cu primul venit, adică cine are banul, că cel cu bani și cu posibilitate și cu o deschidere și cu o informație, va fi primul care își pune panoul. Va veni sistemul, va veni derul și zice stop, nu mai pot. De asemenea, și acum chiar închei, pentru că e o problemă pe care dumneavoastră sunt convins că o știți, cu ATR-urile pentru parcuri fotovoltaice. A început să fie o afacere, adică să obține ATR-ul și după aia umble după bani, după investitori. El are ATR-ul. Lucrurile astea trebuie stopate. Adică prioritar e cel care vine serios cu investiția și poate să facă investiția și nu blochează capacități. Am găsit în 2017, România avea 25.000 de megawați capacitate. Păi nu era funcțional numai 17. Și atunci de ce le-am blocat, de ce le ținem? Dacă eu aș fi din Germania și să zic, mă duc în România să investesc, nu, ăștia au capacitate peste, de ce să mă mai duc? Deci, eu cred că discuția de astăzi o apreciez și sunt foarte încântat. Atât autoritatea cât și comisiile de specialitate din Parlament au o preocupare reală pentru a asigura dezvoltarea și dezvoltarea, pentru că trebuie să recunoaștem, astăzi este haotic. Astăzi este funcție de cine are posibilitatea, fie de la fondul de mediu, fie de la fonduri personale. Dar trebuie să ne gândim pe o dezvoltare organizată și asta are o singură conotație. Investiție, investiție, investiție. Și de la DER și de la Sistemul Național de Transport. Mulțumesc! Mulțumim tuturor! Ne bucură ce ați spus, că astăzi am ajuns la a spune respicat, avem un sistem haotic și că trebuie să avem grijă ca să nu dăm în acea strategie națională eșuată pe sistemul energetic. Și cred că la insistențele populației, până la urmă, lucrurile ar trebui să fie preluate cu alte viteze. Și sperăm că vom avea șansă ca din specialiștii pe care îi autorizați să puneți măcar o condiție. Îi autorizați
minim 3 ani să profeseze în România sau ceva de genul acesta, pentru că aceeași practică păguboasă, știu, sună urât, dar aceeași practică păguboasă o avem cu absolvenții de facultăți. Statul român plătește pregătirea lor și se duc afară fără să plătească nimeni nimica. Păi cum vine asta? Adică eu fac efortul și dumneata beneficiez pe dai boj. Ca să o spunem așa românește. Păi cum e asta? Ce politică de stat avem aici când eu sluga și celălalt adică cultivăm chiar cu atâta nonșalanță această inegalitate de tratament între noi, care spunem, suntem într-o comunitate de interese egale. Noi slugile și voi stăpânii. Poate că e motivul de bază pentru care această dezbatere am declanșat-o. Și chiar îmi pare bine că doamna Ludușan îi plătești studiile, nu-l poți bloca prin a încheia un contract că după terminarea lor îl obligi să vină să lucreze în compania ta. Demersurile trebuie de altă natură făcute către cel, adică să-l faci interesat să vină în interiorul companiei. Interesat, dar în același timp și obligat, pentru că ai investit în el și odată ce ai investit trebuie să-ți recuperezi, numai dacă discutăm de o firmă privată. O firmă privată nu pune banul dacă nu-și recuperează banul. Păi dacă acolo funcționează și aici legislația ar trebui cât de cât adaptată. Nu putem fi de acord cu abordări de genul acesta, că oricum noi să fim în pierdere. Sunt companii private și cred că modul ăsta de abordare a noastră, a companiilor, în a ne orienta spre a-i școlariza și pregăti, trebuie să fie un element permanent în continuare. Din păcate, ne uităm la elevii, la cei care ies de pe băncile școlii, calificarea lor încă lasă de dorit și suntem nevoiți să-i specializăm la locul de muncă. Asta fac companiile private și, cu părere de rău, vă spun, în prezent, legislația muncii nu permite, cu ghilimele de rigoare, să legi de glie. Așa acum. Ne vom putea permite, dacă vor considera experții, și această concluzie. Pentru că e firesc să promovăm atunci când simțim că interesele ne fug de sub picioare. Observați dacă se poate. Legislația muncii, într-adevăr, nu prevede posibilitatea să legi de glie. Dar, pe de altă parte, libertatea contractuală dintre angajator și angajat, chiar dacă e vorba de un contract de muncă în care nu poți, ca și angajator, să profiți de poziția ta superioară, oarecum superioară, că nu sunt poziție de calitate, că el e angajatorul și celălalt e angajatul, dar pe de altă parte, în contextul în care angajatorul își asumă niște costuri pentru specializarea acelui angajat, poate la fel de bine contractual să se oblige să rămână să lucreze în compania cu pricina o perioadă de timp sub sancțiunea unor daune. Dar ok, e libertate, într-adevăr, libertatea persoanei e garantată de Constituție. Cred că nu am fost înțeles. Eu mă refeream nu la cei pe care îi școlarizez după ce ai angajat, ci vorbeam de învățământul dual, de exemplu, înspre care o companie se duce și suportă niște costuri pentru acei elevi, în acel moment nu există o relație de acest tip ca să poți să-i spui după ce vei termina 3 ani de școală, vii la mine în companie. Cea românească trebuie revizuită și făcută o legislație pentru țară, că de aici ni se trag toate, inclusiv legea învățământului trebuie făcută așa cum trebuie. Mulțumesc! Pot să intervin. Deci, drepturile omului sunt drepturi universale pentru toate țările și trebuie să toate guvernele să le respecte. Cei care nu le respectă, și atunci, dacă în Statele Unite cel care este școlarizat cu ajutorul statului sau a companiilor are anumite reglementări, obligații, atunci de ce în România nu sunt aceleași? Deci cred că trebuie să ne gândim la legiuitor.
Da, eu cred că am trecut de la audiere publică la dezbatere publică. O să declar închis audiere, da, și acum facem dezbatere. E Consiliul Concurenței aici și e o temă importantă și, vedeți-mă, conduc un compartiment de investigații și unul de control. Pe parcursul crizei energetice, firmele făceau că vorbeați de firmele care lua de la A, vindea la B, B la B și era ABA. Împreună cu colegii de la Consiliul Concurenței, pentru că activitatea asta de investigații la ANR e incipientă și nu am avut experiența necesară, am colaborat, dar vreau să vă spun și sunt publice, de-aia am și permit. Am amendat 4 firme cu 107 milioane de euro, pentru că efectiv au încălcat legea. Dar nu se dau înlături pe sistem de criză și de aia spun, cu asta am început, dacă nu vom avea grijă în 2025 cum va fi tranziția, pentru că firmele, operatorii, au avocații proprii, au casă de avocatură, iar clientul final nu are pe nimeni. Și aici este rolul autorităților de stat în a face echilibru și pentru că să plâng, nu avem cash flow, nu avem aia, nu avem aia, după aia ies în presă cu profit de 200%. Că finalizează anul cu 150%. Mulțumesc mult! Domnul vicepreședinte, vă fac o sugestie. Eu sunt broker din piața de capital și am fost amendat de ASF dacă am greșit. N-am pus o semnătură pe un ordin. Luați în calcul cei care blochează, sabotează, vin cu rea intenție, să mergeți de pe amenziile pe capital social, pe firme și pe persoane. Sunt persoane de rea intenție. Vă vom prezenta, dau un dosar școală care merită să-l dați la compartimentul de reglementare. Și o să vă speriați de ce sunt în stare unii oameni. Motiv pentru care ceea ce face ASF-ul pe piața de capital, dacă am greșit? Nu, să luați modelul. Adică dacă cineva din energie greșește și e angajat la un distribuitor, să-l sancționați, nu neapărat compania, pe el personal. Reaua intenție. De discuția asta. Complicat. Vorbim de grupuri care își apără niște interese. Știu că domină o rețea de monopol și momentul să facă bani. Domnul Radu, mai vreți să interveniți odată? Da, acum am lăsat să meargă. Întrebarea mi-a venit în minte după intervenția domnului Fărcaș și vreau să lansez, cum să zic, o întrebare deschisă. Mă adresez dânsului pentru că știu că are o experiență vastă în domeniu. A atins și foarte multe aspecte practice. Am văzut că discuțiile au mers și au alunecat încet, încet înspre rețeaua de transport. Nu avem anumite probleme cu rețeaua de transport. Avem posibilități de reglaj, în principal datorită aportului hidro, pentru că acolo discutăm de aportul surselor. Introducem și scoatem surse din sistem în funcție de necesitate. Problema este când mergem mai în jos și ajungem la rețeaua de distribuție, de la medie tensiune în jos, unde din start ne dispare o posibilitate crucială, un parametru esențial, tensiunea, nu mai putem regla în timp real, pentru că transformatoarele reglează cu scoatere de sub tensiune. Există tehnologia de reglaj sub sarcină și pentru posturile de transformare, dar întrebarea e cine și-o permite, pentru că e foarte scumpă, e de nișă. Și atunci ne rămân un set de posibilități, care au fost unele vehiculate aici. Una foarte interesantă e numită demand side flexibility. Și asta înseamnă că ar presupune o regândire totală de la situația actuală în care avem totul bazat pe curbe de sarcină și statistică, pentru că contează foarte mult acel cum. Nu contează cât ai instalat, nu contează cât ai instalat ca sursă și consum, contează când introduce energie, când consum.
Știm că avem un vârf de dimineață, știm că avem un vârf de seară, știm că avem un gol de noapte. Asta se întâmplă în fiecare zi din an. Știm că fotovoltaice debitează între acestea, că atunci e soarele la miez de zi. Știm că eolianul debitează când vrea. Nu prea știm și cum. Practic e o variație, s-a pomenit de Dobrogea, pe lângă Cernavodă mai adăugăm de la 0 la 2000 de megawați. Flexibil. Însă pe joasă tensiune se spune că putem la acești consumatori casnici, mai ales care sunt prosumatori, să își orienteze consumul după surse. Altă posibilitate ar fi în sisteme de stocare, cu costurile aferente cu problemele. Alta ar fi să evităm să mai trecem între sursă și consumator prin rețea, pe cât posibil să consumăm in situ. Și atunci întrebarea este, care le vedeți cu ce rol? De exemplu, demand side flexibility ar fi ceva de nișă, ar fi ceva minoritar sau dimpotrivă ar fi, de exemplu, un actor crucial în stabilizarea sistemului. Dar bineînțeles, asta e deschisă pentru toată lumea. Aș vrea să mai intervin. 25 de ani am făcut în Lhasa, în Tibet. Oscilațiile din rețele de acolo sunt similare cu ce e acum. Domnul vicepreședinte, vă dau iarăși o idee simplă. Cereți tuturor distribuitorilor, de la ora 0 la ora 5, să aibă tensiunea cât mai aproape de cea reglementată, 230 de volți. Atât. Restul se simplifică, în sensul că la ore de vârf s-ar putea să avem 228, dar e bună, e în limitele legii, și când intră toți prosumatorii ca în Bavaria, să avem maxim 242, maxim. Deci acum se țin niște tensiuni în rețele și vă prezentăm un dosar cu date, cu baze de date, care le găsiți salvate la noi ca beneficiar, la instalatorul autorizat care e lângă dumneavoastră, la DER și la, în cloud-ul Huawei, și o să vă speriați de ce îi. Deci se țin tensiuni foarte mari, forțate, din anumite interese, pentru că în momentul când ții tensiunile foarte mari, pot ține biduri ca și cumpărător și vânzător dintre cei 90 de oameni care doar trec energia pe la ei. Eu fiind broker, eu înțeleg și partea de automatizări, că am lucrat în mare industrie, dar înțeleg și supra-aspectul ăsta pe energie, care dumneavoastră aveți capacitatea să o opriți împreună cu Consiliul Concurenței, pe care vreau să îi felicit. N-am avut bucurie mai mare anul ăsta decât când am citit amenda aia. Mi-am dat seama de forța și valoarea unor instituții, motiv pentru care mă înclin până la pământ. Pentru că am avut un an de groază, de chin. O să-i dăm și la domn director de la DER câteva dovezi. Bun. Haideți să încheiem aici, în tonul pozitiv și cu speranța că putem face mai mult și pe reglementare și pe aplicație. O să elaborăm acel raport de care spuneam la început. O să-l facem public. Probabil că pentru cei care nu-l vor găsi în altă parte, îl vor găsi pe site-ul consiliucivic.ro. Acolo o să-l postăm și poate fi văzut și sigur că vom încerca să-l trimitem la instituții pentru ca fiecare să-l valorifice așa cum e așteptarea noastră, nu neapărat obligatoriu. Ultimul cuvânt. În legătură cu tensiunile în rețea, acum asta se întâmplă în toată România, avem o grămadă de probleme. Da, noi fiind la mijloc între electrica și consumator, trebuie să îl contrazic un pic pe domnul Danila în ideea în care, da, tensiunile nu se țin cum ar trebui să se țină, nu-i normal, DER nu respectă de multe ori ordinul prin care zice că tensiunea trebuie ținută la 230 plus minus 15%, dar nici de cum nu pot fi de acord și mulți beneficiari interpretează că interese și alte chestii. Ei o fac să fim realiști din punct de vedere tehnic, pentru că dacă ai o linie foarte, foarte lungă și ultimul nu are tensiune și nu i s-a prinde becul, îți obligați tehnic, pentru că legile fizice nu sunt interpretabile, să nu respecte ordinul
din lipsă de investiții și din lipsă de infrastructură. Nu că ar fi un interes la mijloc. Pentru că atunci primul de lângă postul de transformare va avea supravoltaj ca cel din capăt să îi se aprindă becul. Dacă aduci voltajul la limita normală și legală, ultimul nu va avea destulă tensiune. Și atunci, eu asta vreau să evidențiez, aici totdeauna suntem la mijloc. Da, DERU nu respectă ordinul, e clar, o grămadă de situații, zeci de situații în care ei nu respectă ordinul ANR, dar ca să respecte acel ordin trebuie investiții. Pentru că nu poți să te joci cu ploturile unui transformator, dimineața să le dai sus, seara să le dai jos. Domnul Paul, în 15 septembrie, la ora 12, mi-a decuplat din postul de transformare un cablu ACY, Y de 150 de mm, am dovezile și le predau la ANR și la Consiliul Concurenței și la domnul Părcaș. Mi l-au legat înapoi, în 20 septembrie mi l-au decuplat, în 15 ianuarie mi l-au legat înapoi. M-au lăsat perioada asta numai pe rețele aeriene, în Dâmbu Rotund, și intrați în cloud să vedeți. Aici nu contest, e cu totul altă chestie, vorbesc doar de fenomenul. Uitați aici o poză, dintr-un cablu torsadat de 8 fire, mi-a tăiat 6 fire și mi-a băgat în regletă un singur fir. Pentru că în permanență invertoarele Huawei fac sincronizarea cu masa, astfel încât să-mi bage perturbații, să mă decupleze. Foarte Domnul Sănilă, rugăminte, haideți să vă rezolvați problema asta după. Ca să păstrăm buna conduită pentru toată lumea. Mulțumim și încheiem aici și așteptați cu același interes cu care îl aștept și eu concluziile din raport. O zi frumoasă, sănătate la toată lumea și energie bună. Mulțumim! Zi bună!